Capitolul 14. După două săptămâni, doctorul Pavlitsky s-a întors la Radolitsky și chiar a doua zi a fost chemat la moșia Raevscina, care aparținea familiei schirvoinilor, unde mașina de tocat paie îi prinsese brațul unui argat. Atunci a ieșit la iveală lipsa trusei chirurgicale. Doctorul susținea că în noaptea aceea adusese valiza acasă, servitoarea însă afirma, iar bătrâna Marcisia se și jura că n-a adus-o. Au răscolit casa din pivniță până în pod, dar fără niciun rezultat, așa că doctorul s-a dus la locul accidentului numai cu instrumentele din cabinet. Întorcându-se însă din Raevscina, a trecut pe la Ludvikovo ca să-l întrebe pe șofer. Șoferul ținea foarte bine minte că domnul doctor ieșise cu valiza din casă și o pusese în mașină. Ținea minte că la întoarcere valiza n-a fost scoasă nici în oraș, nici la Ludvikovo și nici la gară. Își mai amintea că atunci când îl scoteau pe domnișor din casă, vraciul dădea târcoale mașinii. Dacă cineva a luat-o atunci, numai el. Își deduc părerea șoferul. Sigur că da, doctorul se plezni peste frunte. Cum nu m-am gândit de la început? Firește, e limpede, doar spunea că dacă ar avea instrumente, ar încerca să-i facă fetei operație. Ei, acum am pus mâna pe el. Nu știi dacă Marisia aceea, care s-a răsturnat cu domnul inginer, mai trăiește? Șoferul nu știa, dar în Radolitsky lumea nu vorbea decât de asta și spre mirarea lui sinceră, doctorul Pavlitsky află imediat că fata trăiește și se pare că se însănătoșește. Unii socoteau că e meritul vraciului de la moară, alții că e albaciului din Pietski. Dar toți subliniau cu satisfacția proprie oamenilor simpli în astfel de cazuri că puterea tainică a vrăjilor ajutase acolo unde medicina se declarase neputincioasă. Indiferent de iritarea pe care o stârniseră aceste relatări, doctorul își întări convingerea în justețea bănuierilor sale. Doar o consultase pe fata aceea și constatase fără niciun dubiu fractura bazei craniului. Chiar dacă ar fi fost chirurg, tot nu s-ar fi încumetat la o asemenea operație pe care o considera inutilă. Nu excludea însă complet nicio întâmplare excepțională, o șansă la 1000, în care operația putea reuși. În schimb, excludea categoric eventualitatea ca accidentata să poată trăi măcar câteva ore fără trepanație și fără extragerea fragmentelor de os. Cu atât mai mult excludea posibilitatea realizării unei operații reușite fără instrumente chirurgicale de precizie. Din acest raționament, rezulta că instrumentele lui au fost furate de vraciul Antoni Cosiba. Aceste argumente le-a expus a doua zi dimineața la postul de poliție în fața majorului Ziomec, cerându-i inițierea unei anchete, efectuarea percheziției și arestarea vraciului sub acuzația de furt și de practicare ilegală a medicinei. Majorul Ziomec ascultă cu atenție și răspunse. Obligația mea este să închei un proces verbal în legătură cu sesizarea dumneavoastră. Personal, cred că aveți dreptate. Numai Cosiba putea să ia valiza cu instrumente. Sigur că nu are dreptul să practice medicină și pentru asta ar trebui să fie tras la răspundere. Pe de altă parte, dacă și dumneavoastră spuneți că fără aceste instrumente n-ar fi putut face nimic, iar cu ajutorul lor a salvat viața unui om, cu toate că nu avea dreptul, pentru asta vreți să-l distrugeți? Medicul își încruntă sprâncenele. Domnule comandant, nu știu dacă dumneavoastră, ca funcționar al poliției, aveți calitatea să apreciați infracțiunile. Eu, ca cetățean, știu că intră în competența tribunalelor. Disocierea intențiilor bune de cele rele ale infractorului nu sunt de competența noastră. De aceea, făcând această sesizare, am dreptul să sper că îi veți da curs conform procedurii. Cer percheziția și arestarea hoțului. Polițistul dădu din cap afirmativ. Bine, domnule doctor, voi face ce-mi cere datoria. Dar eu, ca parte vătămată, am posibilitatea să asist la percheziție? Firește, răspunse sec Ziomec. Și când intenționați să o faceți? Ziomec privi ceasul. Imediat, nu vreau să mă bănuiască cineva de delăsare. Acum trebuie să merg la masă, spuse medicul. Poate ne ducem la moară peste vreo 2 ore. Nu, domnule doctor. Percheziția va avea loc imediat. Dacă vreți să fiți de față, ce să fac? Merg cu dumneavoastră. Ziomec chemă pe unul dintre cei doi subalternei săi și îi ordonă să caute o căruță. La moară nu se aștepta nimeni la oaspeți. Aici viața se scurgea după obiceiurile statornicite, cu singura deosebire că Antoni Cosiba aproape că nu mai lucra la moară și că primea mai puțin bolnavi decât înainte, dar și pe aceștia îi vedea afară, iar în zilele ploioase în tindă, fără să-i primească în odaie. În odaie, pe un pat cu așternut curat, zăcea Marisia. Fata își recăpăta sănătatea neașteptat de repede. Vitalitatea organismului său tânăr își spunea cuvântul. Rana postoperatorie se vindeca normal, pofta de mâncare creștea. Temerile inițiale ale vraciului că urmările accidentului ar putea afecta anumite funcții ale organismului s-au dovedit din fericire neîntemeiate. Își mișca liber brațele, degetele și picioarele. Creierul nu suferise nicio leziune durabilă, fiindcă vederea și auzul funcționau fără reproș și vorbea cu aceeași voce cristalină, discutând ore întregi cu îngrijitorul său. Prima ei grijă după recăpătarea cunoștinței a fost: ce se întâmplă cu Lezec? Când a auzit că nu a suferit nicio contuzie primejdioasă și că părinții l-au trimis la tratament în străinătate, a răsuflat ușurată. Numai să se însănătoșească. Nu-și amintea cum s-a petrecut accidentul. Nu observase nimic pe drum. Știa doar că mergeau destul de repede și că deodată a zburat în aer. Atâta. Nu simțise nici durerile, nici febra de mai târziu. Când
își a revenit, a fost mirată că se află într-o încăpere necunoscută și nu pe motocicletă între tufișuri. Nu-și dădea seama că s-a aflat cu un picior în groapă. Antoni Cosiba nu-i spusese niciun cuvânt despre lupta tragică pe care o dusese pentru viața ei, nu-i spusese cât de grave și de serioase erau leziunile. Porumbițo, ai la ceafă un oșcior rupt și de aceea ți-am pus pansamentul acela incomod. Ferească Sfântul să miști cumva capul, că nu se mai lipește osul cum trebuie. I-a făgăduit ascultare, dar chiar a doua zi a început să întrebe când se poate scula din pat. Trebuie să stai o vreme în pat, îi răspundea evaziv vraciul. El știa că o să dureze vreo două luni, dar nu voia să o întristeze. De aceea, când se căina că își va pierde slujba la doamna Scopcova, dacă va mai sta mult în pat, când se căpățâna să vrea să se ridice, o repezea. Nu-i spiti providența. Fii mulțumită că ești în viață și ascultă ce-ți spun eu, că mai dai de vreun necaz. Bine, bine, unchiule Antoni, îi zâmbea împreunându-și mâinile. Nu te supăra. Cum să mă supăr? Radia vraciul. Cum aș putea eu să mă supăr pe tine, soarele meu? Atâtea necazuri îți fac. Ce necazuri? Se revolta el. Pentru mine e cea mai mare bucurie. Iar în ce o privește pe doamna Scopcova, nu te mai gândi la întoarcere. Cum se poate? Ce nevoie ai, porumbițo? Te însănătoșești și rămâi aici la mine. Zâmbi și adăugă. Dacă vrei. Antoni nu amintea de necazurile de care vorbea Marisia, pentru că nimic din ce făcea pentru ea nu socotea a fi necaz. Și făcea multe. În fiecare zi o lua pe brațe și o muta pe patul lui în nișă și îi scutura cu grijă așternutul, în fiecare zi îi ștergea fața și mâinile cu un prosop muiat în apă caldă și o hrănea cu lingura, ca pe un sugar. Pentru alte treburi chema pe câte una dintre femei, de cele mai multe ori pe micuța Natalia, care o adora pe Marisia, dar trebuia să dea și el o mână de ajutor, pentru că ele nu aveau atâta putere încât să o ridice. La început, fata se rușina de el, dar în curând s-a obișnuit socotindu-l pe unchiul Antoni, ocrotitorul ei, tatăl ei aproape. Vorbea cu el sincer despre orice, fără să atingă însă o singură temă. Observase că de fiecare dată când venea vorba de tânărul Cinschi, chipul lui se posomora. Își dădea seama că el îl consideră pe Lezec vinovat de accident și că din cauza accidentului a aflat de excursiile lor în pădure pentru care nu-l poate ierta. Dacă ar fi putut să-i spună deschis, nu fi supărat pe el, unchiule Antoni, fiindcă e băiat cinstit, mă iubește și se însoară cu mine. Dar nu avea dreptul să-i spună. Trebuia să aștepte vreo știre de la logotnic, de aceea din când în când întreba dacă nu-i vreo scrisoare pentru ea. Vraciul ghicise ce scrisoare așteaptă ea și de fiecare dată răspundea scurt și morocănos. Nu-i. Îi răspundea pe un asemenea ton, de parcă ar fi vrut să adauge, și nici nu va fi. În adâncul sufletului său era sigur de asta, tot atât de sigur pe cât era Marisia de contrariu. Tânărul acela ușuratic i-a sucit fetei capul. Era cât paci s-o trimită pe lumea cealaltă, a schilodit-o, iar acum o să-și găsească alta în străinătate. Nu o să scrie niciun cuvințel. Bănuielile lui Cosiba păreau întemeiate. Din ziua accidentului trecuse o jumătate de lună și nici o scrisoare, nici măcar n-a venit cineva din partea lui Cinschi să întrebe de sănătatea fetei. Marisia însă nu-și pierdea speranța și aștepta. De câte ori se auzea câte un huruit și își dădea seama că e o brișcă și nu o căruță zărănească, inima începea să-i bată mai tare. Dar dacă-i brișca din Ludvicovo? Așa a fost și în ziua aceea. Nu era însă brișca din Ludvicovo, ci una împrumutată de postul de poliție. În brișcă ședeau majorul Ziomec, încă un polițist și doctorul Pavlițchi. Când se deschise ușa, vraciul tocmai își hrănea pacienta și, aruncând o privire pe fereastră, băgă iar lingura în strachină. Bună ziua, spuse majorul din prag. Avem o treabă cu dumneata, domnule Cosiba. Cum se mai simte domnișoara Marisia? Mulțumesc, domnule major. Mă simt mai bine, răspunse veselă fata. Slavă Domnului! Dați-i voie, vă rog, să termine masa, interveni morocănos vraciul. Ei, să termine, noi așteptăm, încuvință Ziomec și se așeză pe laviță. Doctorul Pavlițchi se apropie de pat și se uita tăcut la Marisia. N-are febră? Întrebă el în cele din urmă. A avut, dar nu mai are, răspunse Cosiba. Picioarele și mâinile n-au fost afectate? Nu a apărut nicăieri paralizie? Dar, domnule doctor, interveni Marisia, eu sunt complet sănătoasă. Dacă n-ar fi oșciorul acesta de la ceafă care trebuie să se sudeze, m-aș ridica imediat. Medicul râse sec. Oșcior? Ăsta e oșcior? Nu te pricep la asta, domnișoară. A fost o fractură a bazei craniene. Vraciul îl întrerupse. Sunt gata, ce doriți, vă rog. Puse deoparte strachina goală și se postă în așa fel încât îl despărți pe doctor de patul Marisiei. Domnule Cosiba, spuse majorul, dumneata ai făcut operația după accident? Trepanația? Vraciul își înfipse picioarele în pământ. Și dacă e așa? Dumneata nu ești licențiat în medicină. Știi că legea interzice așa ceva? Știu. Dar mai știu că un licențiat în medicină care după lege are obligația să salveze un om, în acest caz a refuzat să-l salveze. Nu-i adevărat, interveni doctorul Pavlițchi. Am vrut și am consultat accidentata. Am considerat că starea ei era disperată, era în agonie. Vraciul zări ochii larg deschiși ai Marisiei și fața care îi părise brusc. Nici de scum, îl contrazise. Nu exista nicio primejdie. Medicului i se ridicase tot sângele în cap de revoltă. Cum așa?
Dar ce ai spus chiar dumneata atunci? N-am spus nimic. Asta e minciună. Vraciul tăcea. N-are importanță să amestecă majorul. Și într-un caz și în altul, dumneata ești răspunzător, domnule Cosiba. Deși trebuie să spun că răspunderea nu este mare, fiindcă nu există nicio parte vătămată. Nu numai că nu există cineva care să fie avut de suferit în urma infracțiunii dumitale, dimpotrivă există cineva căruia i-a fost salvată viața. Mai importantă însă e a doua chestiune, cu ajutorul căror instrumente ai făcut operația. Nu-i tot una? Nu. Fiindcă domnul dr. Pavlitski te acuză de însușirea instrumentelor dumisale. Nu de însușire, ci de furt, sublinie dur medicul. De furt, repetă majorul. Recunoști, domnule Cosiba? Vraciul își plecase capul și tăcea. Domnule comandant, strigă medicul, treceți la percheziție. Valiza trebuie să fie aici sau ascunsă undeva prin acareturi. Scuzați-mă, domnule doctor, replică polițistul, dar vă rog să nu-mi dictați dumneavoastră ce trebuie să fac. Asta e treaba mea. Făcu o pauză și se adresă iar vraciului. Recunoști? După o clipă de ezitare, dădu din cap. Da. De ce ai făcut-o? Pentru profit sau pentru că fără aceste instrumente nu puteai salva victima accidentului? Aceasta nu e întrebare, strigă doctorul Pavlitski. E o sugestie, de altfel forțată, pentru că dacă acest vraci ar fi avut o asemenea intenție, mi-ar fi înapoiat valiza pe care a furat-o. Mai aveți valiza aceea? Întrebă polițistul. O am. Și o înapoiez de bunăvoie? Da. Unde este? O aduc imediat. Trecu încet pe lângă el și deschise ușa. Îi vedea pe fereastră statura înaltă a plecată. În odaie se așternuse tăcerea. După câteva minute, Cosiba se întoarse cu valiza. Aceasta este, se adresă majorul medicului. Da, e valiza mea. Vă rog să verificați dacă nu lipsește ceva. Pavlitski deschise valiza și verifică superficial conținutul. Nu, se pare că nu lipsește nimic. Eu nu mă pot baza pe se pare, spuse pe un ton oficial Ziomec. Vă rog să constatați cu toată certitudinea sau să indicați obiectele care au dispărut. Nu lipsește nimic, se corectă medicul. Atunci încheiem procesul verbal. Ziomec scoase din servietă niște hârtii și începu să scrie. În odaie se lăsă tăcerea. Doctorul Pavlitski era destul de sensibil ca să sesizeze ostilitatea cu care îl priveau toți cei de față, inclusiv tăcutul șef de post. Ostilitatea și dezaprobarea. Să aibă ei dreptate? El nu avea ce să-și reproșeze. Proceda în deplin acord cu conștiința lui, proceda așa cum îi poruncea datoria de cetățean și de medic. Dacă îndeplinindu-și această datorie avea de câștigat prin înlăturarea unui concurent, totul era în ordine. În definitiv, are tot dreptul să lupte pentru existență și încă prin mijloace legale. Legea și moralitatea publică sunt de partea lui. Chiar dacă n-ar fi medic, chiar dacă acest vraci nu i-ar lua clienții, tot ar trebui să ceară neutralizarea acestui om. Statul ocrotește sănătatea cetățenilor săi prin sute de legi și dispoziții. Unui medic îi se cer ani lungi de studii, o practică istovitoare, cunoștințe și etică profesională. Iar aici un țăran simplu, primitiv, încalcă legea. Nu are nicio importanță că i-au putut reuși câteva operații. În alte mii de cazuri se poate dovedi un ucigaș. Atunci, de ce un doctor în medicină, care a cheltuit atâția bani pentru a se instrui și și-a sacrificat atâția ani, să renunțe benevol la drepturile ce revin, să privească nepăsător la activitatea nocivă și primejdioasă a unui om simplu și să moară de foame? De ce? Pentru că atitudinea lui nu e pe placul acestor oameni cinstiți, fără îndoială, dar care totuși nu sunt intelectuali? Ori, tocmai ca intelectual, ca singurul om cu studii superioare, ar trebui să învețe, ar trebui să le explice că el procedează just și corect, că practica vrăjitorească reprezintă o primejdie publică, că legile trebuie să fie respectate, că furtul e furt, indiferent de mobilul acțiunii. Că o societate civilizată, statul și toți cetățenii conștienți au obligația să respecte în orice împrejurare ordinea existentă. Firește, în mobilurile acțiunii lui Cosiba sunt numeroase motive pentru o sentință blândă, dar asta intră în atribuțiile tribunalului. Nu, doctorul Pavlitski nu avea ce să-și reproșeze în acest caz. Poate doar faptul că orgoliul înnăscut nu-i permitea să se coboare până acolo, încât să se dezvinovățească în fața acestor oameni, ceea ce însă tot n-ar folosi la nimic. Stătea tăcut, cu capul ridicat, cu buzele strânse, prefăcându-se că nu observă privirile ostile. Majorul Ziomec încheie procesul verbal, îl citi și cei prezenți îl semnară. Mai trebuie să semnezi o declarație că nu vei părăsi locul de domiciliu, se adresă el lui Cosiba. Aici, nu ai dreptul să pleci nicăieri fără înștiințarea poliției. Cum se poate, se miră doctorul? Nu-l arestați? Nu văd niciun motiv. Majorul ridică din umeri. Cred că furtul e dovedit. Și ce-i cu asta? Se arestează atunci când există temeri că acuzatul poate fugi, ori eu sunt sigur că nu va fugi. Această siguranță se poate dovedi înșelătoare. Pentru asta eu voi fi tras la răspundere, domnule doctor. De altfel, voi preda cazul judecătorului de instrucție. Poate că la solicitarea dumneavoastră, el va dispune arestarea, dar mă îndoiesc. După pronunțarea sentinței, îl voi închide firește dacă va fi condamnat. Ei, aici nu mai avem ce face. La revedere, domnule Cosiba. Multă sănătate, domnișoară Marisia. Au ieșit și imediat s-a auzit huruitul trăsurii, semn că plecaseră. Vraciul stătea nemișcat în ușă. Când se întoarse, o zări pe Marisia în lacrimi. Ce-i cu tine, porumbițo, ce-i cu tine? Se neliniști el. Unchiule, unchiule iubit, câte necazuri ți-am adus eu pe cap. Eu sunt vinovată de toate. Liniștește-te, porumbițo, și nu mai plânge. Ce necazuri? Nu o să-mi facă nimic. Dacă te bagă la închisoare, eu mor de desperare.
Nu mă bagă, nu mă bagă. Iar dacă mă bagă cei, nu-mi cade coroana de pe cap. Nu vorbi așa, unchiule, ar fi o nedreptate cumplită. Sufletelul meu, pe lume e mai multă nedreptate decât dreptate, iar eu, la drept vorbind, merit să fiu pedepsit. Am furat. Ca să mă salvez pe mine. Asta așa e, dar tot furt se cheamă. Altă poveste că nu-mi pare rău. Ce era să fac? Nu merită să mai vorbim de asta. Chiar și majorul e de partea mea. Numai omul acela rău, doctorul acela. Știu eu dacă e rău porumbițo, nu știu. E neînduplecat. Iar pentru asta nu poți învinovăți pe nimeni. Așa e caracterul lui. Poate că nu a simțit niciodată o inimă bună și atunci s-a împietrit și a lui. Și mai ține minte, porumbițul, că e greu să se împace cu gândul că el ți-a pus cruce, iar eu cu ajutorul cerului te-am salvat. Cu bună știință nu ți-am spus până acum cât de grav a fost. Bolnavilor nu trebuie să le spui asemenea lucruri, fiindcă își fac griji și asta împiedică însănătoșirea. Cum să te răsplătesc eu, unchiule Antoni, pentru bunătatea ta, pentru tot ce faci pentru mine? Își împreună mâinile privindu-l în ochi printre lacrimi. Vraciul zâmbi și spuse, cum? Să mă iubești puțin. Să te iubesc? Strigă. Dar eu, unchiule, te iubesc cum numai pe mama am iubit-o. Îți mulțumesc, porumbițo, răspunse el cu vocea tremurândă. Capitolul 15. Procesul lui Zenon Voidilo a avut loc la jumătatea lui octombrie la Vilnius. La Radolinski s-a aflat abia a doua zi după pronunțarea sentinței, fiindcă datorită faptului că acuzatul și-a recunoscut vina, n-au mai fost chemați și martorii, în afară de victimele accidentului, care din cauza sănătății nu s-au putut prezenta. Dacă în ziare s-a făcut mare vâlvă în jurul acestui proces, aceasta se datora faptului că acuzatul a cerut singur cea mai aspră pedeapsă. Văzând însă în cererea lui Zenon o manifestare a remușcării și luând în considerare multe alte circumstanțe atenuante și fiind convins de intenția sinceră a acuzatului de a se îndrepta, tribunalul l-a condamnat la numai 2 ani de închisoare. La moară știrea a adus-o Vasil, care fusese la Vilnius cu niște treburi ale tatălui său și, folosindu-se de acest prilej, a asistat la proces. De la el a aflat Marisia că Cinski cel tânăr nu s-a prezentat la proces, fiindcă el a tratament în străinătate. Deși auzise în sală numele localității respective, Vasil nu putea să o indice, pentru că fiind un nume străin, nu-l ținea minte. Marisia se gândea dacă n-ar trebui să-l roage pe el sau pe altcineva să afle adresa lui Lezek. Cu siguranță că la Ludvikovo numai părinții îi cunoșteau adresa. Se temea totuși că dintr-o asemenea încercare s-ar putea ivi complicații, așa că s-a hotărât să aștepte cu răbdare scrisoarea lui. Luarea hotărârii era simplă, mai greu era să se înarmeze cu răbdare. Săptămânile se scurgeau una după alta, iar Lezek nu scria. Prin cap îi treceau gânduri tot mai triste și tot mai puține speranțe îi rămâneau. Starea sănătății Marisiei se îndrepta neașteptat de repede. Ședea acum în pat, iar în primele zile ale lui noiembrie, vraciul i-a dat voie să părăsească patul. Rănile de deasupra tâmplei și cele postoperatorii se vindecaseră complet. În locurile în care îi se luase pielea de pe mâini și de pe picioare, era decât niște urme vagi. Puterile îi reveneau treptat, dar constant. Imediat, a doua zi după ce s-a ridicat din pat, a început să deretice prin gospodăria vraciului. După o săptămână, odaia și alcovul arătau cu totul altfel. Nu te obosi, porumbițo, încerca vraciul să-i tempereze elanul. Ce ne trebuie? Nu-i mai curat și mai frumos așa, unchiule Antoni. Păcat de puterile tale. De fapt, nu prea era timp pentru dereticat, frecat și șters praful. Răcoarea toamnei îi sporise vraciului pacienții. Erau zile când se adunau și peste 30 de persoane. Toți știau că Antoni Cosiba a fost chemat la judecătorul de instrucție și că va avea proces la Vilnius. Se spunea că o să-l închidă, așa că trebuiau să se grăbească pentru a-i cere sfatul. Până și Antoni se aștepta la condamnare și voia să o pregătească pe Marisia, dar ea se revolta și l-asigura că nici nu poate fi vorba de așa ceva. Doar eu voi fi martorul căruia i-ai salvat viața, asta nu-i de ajuns? La drept vorbind, și vraciul își punea puțin nădejde în ea, ca și în mulți alți pacienți ai săi care veneau în masă, oferindu-se să depună mărturie. Data procesului fusese stabilită pentru sfârșitul lui noiembrie și totul părea să decurgă bine când deodată Marisia se îmbolnăvi. Organismul ei slăbit de lunga ședere în pat cedă ușor bolii. Răcise dereticând întindarea coroasă. Ventuzele și ierburile pentru transpirație n-au dat rezultate. Trebuia să stea în pat. Nici gând să mai meargă la proces, așa că Antoni Cosiba plecă singur. Cum ajunse la Vilnius, se prezentă la avocatul Maclai, pe care îl recomandase Iutca din Radolinski. După ce se orientă asupra situației, avocatul stabili onorariu, din fericire nu prea ridicat, dar îi spuse de la început să nu se aștepte că va fi declarat nevinovat. Am să mă străduiesc să obțin o condamnare cât mai ușoară. A venit și ziua procesului. Intrând în clădirea tribunalului, Antoni îl zări pe doctorul Pavlitski și asta îl umplu de presimțiri rele.
Într-adevăr, depunând ca martor, doctorul Pavlitski, deși a spus adevărul curat, i-a adus acuzații foarte grave. A vorbit despre murdăria din odaia lui, despre duhoarea de acolo, despre faptul că personalul l-a avertizat în legătură cu această practică primejdioasă și, în sfârșit, despre furtul valizei cu instrumente chirurgicale. A recunoscut că lui Cosiba i-au reușit câteva operații grele, dar l-a pus pe seama întâmplării. Al doilea martor al acuzării, delegatul Camerei Medicale, a prezentat tribunalului date statistice referitoare la practica vracilor în regiunile din răsărit. Datele acestea confirmau faptul că uriașul procent de mortalitate în rândurile populației sătești era urmarea tratamentelor aplicate de vracii localnici. În continuare, a adus numeroase exemple de metode de tratament aplicate de aceștia, exemple care au stârnit în rândul auditoriului groază, repulsie și revoltă. Martorii chemați de apărare, peste 20 la număr, toți bolnavi vindecați de Anthony Cosiba prin depozițiile lor, au înclinat însă balanța în favoarea acuzatului. Și totul s-ar fi terminat altfel dacă la acest proces acuzatorul n-ar fi fost un tânăr procuror, doctor în drept, Zgierski, care apărea pentru întâia oară într-un proces. Procurorul Zgierski își pregătise actul acuzării cu conștiinciozitatea și pasiunea unui novice. Abordase problema din punct de vedere social și etic. Câtă vreme vom mai permite, striga el, ca în țara noastră să prolifereze monstruoasele superstiții medievale? Câtă vreme vom mai permite să prolifereze obscurantismul și crimele odioase ale practicilor vrăjitorești? Sentința de astăzi trebuie să răspundă la întrebarea dacă suntem un stat civilizat, dacă facem parte din Europa, nu numai sub aspect geografic, ci și cultural, ori vrem să tolerăm în continuare barbaria. A vorbit mult și frumos despre misiunea civilizatoare în aceste regiuni, despre obscurantismul din rândul populației bieloruse, despre miile de detașamente de medici tineri gata să vină în ajutorul celor suferinți, dar care sunt condamnați la șomaj, despre eugenetică, despre armata care are nevoie de recruți sănătoși, în sfârșit despre obiectivele educative ale sentințelor judecătorești și despre faptul că această sentință trebuie să fie un avertisment dat altor hiene care trăiesc pe seama ignoranței maselor. La sfârșit a mai atins și coarda patriotismului local, subliniind că o sentință blândă în asemenea infracțiuni ar sugera opiniei publice din alte ținuturi ale Poloniei că brațul dreptății în regiunile din răsărit tolerează înapoierea și urmările ei nocive. Avocatul Maclay nu dispunea nici de a 10-a parte din darul oratoric al adversarului său. Așa că alocuțiunea lui, deși argumentată, nu a reușit să șteargă impresia lăsată de cuvântarea fulminantă a procurorului. Nici nu a încercat să respingă argumentele construindu-și apărarea în jurul persoanei acuzatului, un om dezinteresat, care cei drept și-a însușit instrumentele chirurgicale, dar numai în scopul salvării unei fete muribunde. Nu a fost adus aici niciunul, a încheiat el, căruia să-i fi dăunat ajutorul medical al lui Anthony Cosiba. Nu a fost dat numele niciunui pacient care să-și fi pierdut viața din cauza lui. În schimb, am văzut un întreg cortegiu de oameni recunoscători vindecați de el. De aceea cer achitarea lui. Dacă în această clipă în Anthony renăscuseră unele speranțe, ele dispărură foarte repede sub loviturile replicii procurorului. Mă uimește, mă uimește și mă umple de rușine, începu el, poziția adoptată de apărător. Mă umple de rușine fiindcă în cuvântul apărării am auzit reproșul că m-am ocupat de problemă și am uitat de om. Într-adevăr, onorată instanță, aceasta e o neglijență gravă din partea acuzatorului public. Dar mă uimește faptul că tocmai apărătorul aduce în discuție această chestiune. Da. Cercetând însă profilul moral al lui Anthony Cosiba, putem să nu considerăm cu conștiința împăcată că abaterile lui sunt și mai condamnabile? Acest, așa zis, binefăcător al omenirii s-a săturat într-o bună zi de munca fizică cinstită și s-a făcut dor după o pâine ușor câștigată. Din argat la mare a devenit un șarlatan. Fără îndoială, e mai ușor să spui unui țăran năucit de scântece aiurite să-i dai să bea fiertură de ierburi decât să car saci cu făină. Și acuzatul a optat pentru cei mai ușor. Legenda despre dezinteresul lui este spulberată de martori, care declară că, deși nu i-au plătit pentru sfaturi, i-au adus benevol daruri. Chiar și Cosiba a declarat la întrebarea domnului președinte că trăiește îndestulat. Faptul este edificator pentru vremurile crizei de astăzi și ale mizeriei țăranilor. Astăzi trăiesc bine la țară numai cei care jupoaie sărăcimea, cei care prin înșelăciuni dau celorlalți și ultimele rezerve de hrană. Procurorul zâmbi. Da, onorată instanță, acesta este un aspect al profilului moral al acuzatului. E trecutul lui. Dar care îi va fi viitorul? Ce va face el dacă va ieși liber din această sală? În privința aceasta nu există îndoieli. Însuși acuzatul le-a risipit definitiv
răspunzând în timpul procesului la întrebarea mea. A recunoscut că și-a continuat practicile până în ultima clipă și că în caz de achitare va continua să trateze oameni. Prin urmare, nu simte nicio remușcare. Nu promite să se îndrepte, dar în problema furtului. Și-a recunoscut fapta, dar spune deschis că dacă s-ar ivi o situație asemănătoare, ar fura din nou. Acesta e un infractor care nu poate sau mai degrabă nu vrea să-și înțeleagă vina. Un infractor înrăit în recalcitranța lui. Acesta este omul de care a trebuit să mă ocup la cererea domnului apărător. Omul acesta, surd la toate avertismentele, care reprezintă un pericol public, ar trebui să fie izolat imediat și neutralizat printr-o aspră pedeapsă cu închisoare. După o nouă replică a avocatului Maclay, instanța s-a retras să delibereze. O jumătate de oră după aceea, seara târziu, s-a pronunțat sentința. 3 ani de închisoare. Procurorul Zgierski primea pe culoare felicitările rudelor și cunoscuților. Antoni Cosiba a fost pus sub stare de arest în sală și dus la închisoare. Avocatul a anunțat că va face recurs. Știrea despre condamnarea și închiderea lui Antoni Cosiba a fost adusă la moară de țăranii care s-au întors de la proces. În primul moment, nimănui nu-i venea să creadă, iar Marisia a și râs. Oameni buni, ați încurcat ceva, e imposibil. Poate 3 luni, întrebă Vasil. Nu, 3 ani, se încăpățânau țăranii. Și asta pentru că procurorul era pornit rău împotriva lui. Și-au povestit cum se pricepeau toată desfășurarea procesului. Fie vă milă, strigă bătrânul Procop. Asta înseamnă că cel care i-a schilodit și era cât pe aci să-i omoare, a fost închis pe 2 ani, iar cel care i-a salvat pe 3, cum se poate? Așa e. Marisia se porni pe plâns. Chiar în ziua aceea se ridicase din pat, cu toate că tusea o mai chinuia. Ce-i de făcut, domnule Mielnic? Ce-i de făcut? Îl întreba ea pe Procop. Dar eu de unde să știu? Trebuie mers la Vilnius să-l ajutăm cumva. Cum să-l ajutăm? Nu poți dărâma închisoarea. Vasil interveni cu chipzuință. Vă spun eu, domnișoară Marisia. Acum n-avem cum să-l ajutăm, dar la recurs, da. Se vede că avocatul acela e slab. Avocatul face mult. Înseamnă că trebuie altul. Trebuie aflat care e mai mare acolo la oraș și mergem la el. Toți lăudară sfatul lui Vasil. Dar când poate avea loc recursul? Nu prea repede, spuse unul dintre țărani. Când am avut eu procesul pentru brazii aceia din pădurea de la Vicunii, recursul a venit după 4 luni. Și așa e repede, observă altul. Uneori trebuie să aștepți și un an. Marisia a plâns toată noaptea. A doua zi a făcut un pachet. A pus acolo lenjeria unchiului Antoni, cojocelul, tot tutunul care l-a găsit, cârnați, slănină. Tocmai când făcea pachetul a venit și Zonia. Ce faci? Întrebă. Pachet pentru Antoni? Da. Și prin cine îl trimiți? Am să întreb. De atâtea ori trece pe aici câte unul care se duce la Vilnius. Zonia a căzut pe gânduri, pe urmă și scoase basmaua, îi dezlegă nodul și scoase 2 monezi de câte 5 zloți. Ține, trimite-i și banii ăștia. Ce bună ești tu, Zonia, spuse Marisia. Dar Zonia se burzului. Pentru unii bună, pentru alții nu. Lui îi dau, nu ție. Marisia observase de mult că Zonia nu o vede cu ochi buni. Îi spuse totuși împăciuitoare. Atunci îți mulțumesc în numele lui. Zonia ridică din numeri. Ce ești tu pentru el sunt și eu. De ce să-mi mulțumești tu? O să-mi mulțumească el când se întoarce. Și pentru asta și pentru că am grijă de lucrurile lui să nu se prăpădească. De ce să te ocupi tu de asta, Zonia? Dar cine? Eu? Tu? Și de ce? Ai de gând să stai 3 ani la socrul meu? Marisia se înroși. De ce 3 ani? La recurs îl achită pe unchiul Antoni. Îl achită ori nu-l achită. Iar el nu ție niciun unghi. Cum ai de gând să trăiești aici? Din ce? Zări lacrimi în ochii Marisiei și adăugă. Ei, nu plânge, că nu te alungă nimeni de aici. Acoperișul ajunge pentru toți. Și mâncarea. Am spus și eu așa o trăznaie. Nu plânge proastă. Îi pare cuiva rău de ceva? Hai! Cu toate asigurările Zoniei, Marisia înțelese acum situația ei. Într-adevăr, dacă nu mai era unchiul Antoni, nu mai avea ce căuta aici. I s-a dat de înțeles cu mai multă delicatețe decât se obișnuiește la oamenii simpli, dar limpede. Așa că atunci când a auzit chemarea la masă, nici nu s-a mișcat de la locul ei. Tremura la gândul că toată familia Mielnic se va uita la ea în timpul mesei. Îi va număra lingurile de mâncare, de mâncare dăruită și fiecare bucată dusă la gură. Între ei îi vor spune pe ascuns Venetica, linge blide, până nu încep să-i spună în față. Trebuie să plec de aici, trebuie, dar unde? Știa de la oameni că în prăvălia doamnei Scopcova lucra acum altă fată. Aici nu putea găsi nicio slujbă.
Nimeni nu știa că a fost logodită cu Lezec. Nimeni n-ar fi crezut-o chiar dacă ar fi avut curajul să o spună cu voce tare. În schimb, toți știau, mai ales după accident, că se întâlnea cu el, că se duceau numai ei doi în pădure. Cu asemenea reputație nu putea spera să găsească vreo slujbă. Și să plece. Încotro. S-a aruncat pe pat plângând. Își plângea soarta nemiloasă, marea și unica iubire, care nu i-a oferit decât suferință, rușine și nefericire. Lezec, Lezec, de ce m-ai uitat? Repeta cu lacrimile și roind. Hai, domnișoară Marisia, masa, se auzi de afară vocea lui Vasil. Nu s-a mișcat de la locul ei, dar el intră imediat în odaie. De ce plângi, domnișoară Marisia? Întrebă. Nu știu, răspunse printre hohote. Cum se poate, te-a supărat cineva? Hai, spune, te rog. Nu, nu, atunci de ce plângi? Nu trebuie. Se mișca pe loc, neputincios, și adăugă. Eu nu pot să te văd plângând. Hai, ajunge. Ajunge, ți-a spus cineva ceva? Nu, nu. Flăcăul își aminti că ceva mai devreme o văzuse pe Zonia ieșind din căsuță, l-a cuprins furia. Bine, mormăi și ieși. Toată familia era la masă. Vasil se opri în pragul cuhniei și întrebă liniștit. De ce nu-i și Marisia? Am chemat-o, nu știu de ce n-a venit. Olga ridică din numeri. Nu știi? Nu știu. Atunci poate știe Zonia. Zonia îi întoarse spatele. De ce eu? Vasil urlă deodată. Știu eu, boală ce ești. Ce-i, Vasil, ce-i cu tine? Se miră sincer bătrânul Procop. Asta e că ea plânge acolo. Și cine a făcut-o să plângă dacă nu vrăjitoarea asta? Ce i-ai spus? Zonia își puse mâinile în șolduri și se ridică voinicește capul. Ce-am vrut, aia i-am spus, înțelegi? Liniștiți-vă, își pierdu Procop răbdarea. Ce vrea de la mine? Nu i-am spus mai nimic și chiar dacă i-aș fi spus-o, ce-ar fi? Trăiește din mila noastră, atunci să nu mai fi atât de mândră. Nu din mila ta, urlă Vasil, fără să se mai poată stăpâni. Atunci să plece unde vede cu ochii, strigă Zonia înfierbântată. Ia? Și Vasil râse, rău prevestitor. Ia? Mai degrabă pleci tu. Nu se știe dacă ea n-o să fie aici mai mare stăpână decât tine. Nu uita că tata-i bătrân și vine rândul meu. Eu pe tine te alung unde vezi cu ochii, pe tine, iar dacă o să vrei să mănânci pâine, atunci o să-i faci ghetele. S-a așternut liniștea. Bănuiseră ei mai demult că lui Vasil îi plăcea de Marisia. Acum însă o auzeau chiar din gura lui. Și se vede că nu-i plăcea oricum, de vreme, ce un flăcău de obicei liniștit s-a înfuriat într-atât încât a amenințat cu o alungă pe cumnată sa, la care el ținea, de fapt. Stătea palid, cu capul încruntat, și arunca celorlalți priviri furioase. Liniște, spuse Procop, cu toate că n-odaie și așa domnea liniștea. Liniște, zic. Tu, Vasil, scoateți asta din cap. Nu fi prost. Nu-i ea de tine și nici tu de ea. Gândește-te singur și o să-ți dai seama, iar tu, Zonia, du-te la ea și roagă-o să vină. Și ai grijă, o amenință cu degetul, ai grijă să vrea să vină. Și îți mai spun ceva, Zonia. E rău să năpăstuiești așa o orfană, o sărmană. Te pedepsește Dumnezeu. Eu nu năpăstuiesc, cerul mi-e martor, spuse Zonia lovindu-se cu pumnul în piept. Hai, du-te și să mai știi că Antoni ține la ea ca la fata lui. Și atunci? A dat nenorocirea peste el? Iar eu să nu-i dau fetei adăpost și hrană? E păcat, Zonia. Du-te, du-te. De ce să nu mă duc? Mă duc. Zonia se duse în fugă la anex. Îi trecuse supărarea. Poate și gândul că domnișoara asta nu-i va fi rivală, pentru că dacă are de ales între Antoni bătrân și Vasil tânăr și bogat, o să-l aleagă pe ultimul, poate că și acest gând a făcut-o să-i ceară iertare cu duioșie, să o îmbrățișeze și să o sărute. Hai, hai, nu mai plânge. Fac orice pentru tine, numai să nu te văd plângând. Vrei basmaua asta cu flori? Dacă o vrei, ți-o dau ție. Hai, nu plânge, nu plânge. Am îngâiat-o pe spinare, pe fața udă de lacrimi, pe mâini, până când Marisia s-a liniștit. Când s-a întors în cuhnie, nu s-a mai vorbit de asta. Cu toate acestea, cu toată căldura cu care familia morarului o înconjura pe Marisia, sensibilitatea ei, odată pusă la încercare, nu mai dădea pace. O chinuia sentimentul că e o povară pentru acești oameni, că se folosește de bunătatea lor, fără să-i răsplătească în vreun fel. De atâtea ori se oferise să ajute în casă, dar aici erau femei destule și niciuna nu se lăsa înlocuită. O rodea gândul că trebuie să facă ceva, dar vedea tot mai clar că e neputincioasă. Cum era fără niciun ban, nici nu putea fi vorba de plecare. Îi mai rămânea speranța ca doamna Scopcova să o primească înapoi. Cu puțin înainte de Crăciun, Marisia s-a dus în oraș. A plecat destul de târziu ca să nu ajungă pe lumină în Radoliski. Nu voia să o vadă nimeni. Când a ajuns în fața casei doamnei Scopcova, se înțerase. Doamna Scopcova tocmai venise. O, Marisia, o întâmpină ea cu prefăcută afecțiune. Ce mai faci, draga mea? Marisia îi sărută mâna.
Mulțumesc acum bine, dar era cât pe ce să mor. Da, da, trebuie aprinsă lampa. Imediat o aprind. Marisia se grăbi, dar doamna Scopcova luă chibriturile. Nu, lasă! În casă la mine, spuse ea cu un înțeles anume. Știu că ai fost pe moarte. Ce să-ți fac? Vina ta. Eu mi-am făcut datoria. Te-am prevenit că din asta nu iese nimic bun. N-ai ascultat-o pe bătrâna Scopcova. Da, da. Ai venit după lucruri? După lucruri, confirmă Marisia și întoarse capul ca să-și ascundă lacrimile. Pot să le iei. Nu o să-ți fie greu. Le-am împachetat de mult și am vrut să ți le trimit la moară, numai că n-am avut prin cine. S-a lăsat tăcerea. Cum o duci acolo? Întrebă Scopcova făcându-și de lucru în jurul scrinului. Așa, așa, așa. Ei, cred că nu-ți pare rău că ești la ei. Aș fi preferat să fie ca înainte, spuse Marisia. Și eu aș fi preferat, accentuă Scopcova. Ce să fac dacă tu ai ales alt drum? Ai preferat să-ți primejduiești viața și să te faci de ocară, iar pe mine să mă faci de rușine. Mama ta s-o fi răsucit în mormânt. Am fost la cimitir. Am fost și am pus pe mormântul ei o lumânare și o cununiță de imortele ca să mai îmbunez sărăcuța de ea. Ce să fac, zic, dragă doamnă Oxa, nu mă învinovăți pe mine, pentru că eu nu odată i-am spus fetei dumitale. Dar tinerețea nu crede în experiența celor bătrâni. Roagă-te acolo pentru îndreptarea copilului dumitale. M-am rugat și eu ca să găsești ocrotitori mai buni ca mine. Și așa, Marisiei îi curgeau lacrimile pe obraj. Doamnă, vă jur că n-am făcut nimic rău, vă jur. Copila mea, aș vrea să te cred. Dar la ce ajută? Toți au văzut că ai umblat cu ușuraticul acela, pe care Dumnezeu, în marea lui milostivire, nu l-a pedepsit încă. Toți știu că era cât paci să te omoare și pe urmă te-a răsat. Și dacă vrei un sfat de la mine, ți-l dau. Pleacă cât mai departe de aici, între străini. Și altădată ferește-te de spilcuiți și nebuni din ăștia. Și ca să ai cu ce pleca și să nu-ți amintești de mine cu inima grea, cum îmi amintesc eu de tine, hai să găsești în coșulețul acela câțiva zloți. Pentru început îți ajung. Cel mai bine ar fi să pleci la Varșovia. Du-te acolo la un preot și roagă-l să te sfătuiască. Într-un oraș mare e mai ușor să găsești de lucru. Își șterse nasul și adăugă. Așa m-am gândit eu. Dar cred că iar e prea târziu. Nu o să-mi asculți sfatul. Marisia îi luă mâna și o sărută. Așa am să fac. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. N-am să uit niciodată. Ei, du-te, fata mea, du-te cu Dumnezeu. Sfânta Fecioară să te blagoslovească și să te ocrotească. O îmbrățișă și trecând-o pragul strigă în urma ei. Și să-mi scrii. Am să vă scriu. Coșulețul de răchită nu era greu, nici conținutul lui sărăcăcios. Dar mâna îi amorțea și tot mai des trebuia să treacă coșul dintr-o mână în alta. De câteva zile gerul se mai îmblânzise, iar acum începuse să ningă cu niște fulgi mari care cădeau încet, lenevos, dar atât de des încât nu se vedea nimic la câțiva pași. Din fericire, copacii înalți de pe marginea șoselei nu te lăsau să te rătăcești. Dacă Marisia mergea însă tot mai încet, aceasta nu se datora pierderii drumului. Atâtea gânduri îi treceau prin cap, atâtea sentimente îi sfâșiau inima, îi da dreptate fostei sale ocrotitoare. Într-adevăr, ar trebui să plece, să plece cât mai departe, chiar și la Varșovia. Acum avea bani și fiecare zi amânată era lipsită de sens. Dar să părăsească locurile acestea, să renunțe pentru totdeauna la speranța de a-l mai vedea măcar de departe pe Lezec, să-l lase așa pe unchiul Antoni, doar el se va întoarce aici. I-a arătat atâta bunătate, a trezit atâtea sentimente comune. Sigur că trebuie să plece. Dar mai degrabă la Vilnius. O să-i dea voie să-l vadă la închisoare. Se vor sfătui ce-i de făcut. Da, acesta e cel mai important lucru, singurul lucru important. Ce-i rămânea altceva de făcut? Găsi cu greu drumul spre moară. Ningea atât de des încât dacă n-ar fi fost vuietul apei ce cădea pe roata morii și fornăitul cailor, nici n-ar fi zărit moara. Luminile le-a văzut abia când a ajuns aproape și s-a mirat că și ferestrele căsuței lui Antoni erau luminate. Se vede că Natalca a venit să-și facă lecțiile, își spuse Marisia. Întindă își scutură ghetele de zăpadă, deschise ușa și se opri înlemnită. Odaia începuse să se învârtească cu ea cu tot, inima îi bătea de să-i sară din piept, scoase un țipăt și leșină. Capitolul 16. La începutul lunii decembrie, în sanatoriul doctorului Duchateau din Arcachon, se deschidea sezonul de iarnă, provocând o afluență masivă de parizieni suferinți de artrită. Așa că pe la mijlocul lui decembrie, când a venit domnul Stanislav Cinski și a comunicat doctorului că vrea să-și ia fiul în țară, medicul nu s-a împotrivit deloc. De acord, i-a spus. Fiul dumneavoastră este de fapt complet sănătos.
Deocamdată nu i-aș recomanda niciun sport care solicită eforturi, dar oasele s-au sudat ireproșabil, sub influența masajelor, musculatura s-a fortificat suficient. În ceea ce privește starea lui de spirit, cred că este manifestarea unei nostalgii. Întoarcerea în țară, la familie, îl va înviora și îl va pune pe picioare. Așa sper și eu. Domnul Cinski îi scutură mâna. Acum, stând în vagon, în fața fiului, nu-i mai rămăsese nimic din speranța aceea. După ce se sfătuise cu soția, intenționat plecase singur la Arcașon ca să-l aducă pe Lezec de sărbători. Erau speriați de scrisorile lui. După un lung bombardament de misive din partea lor, le-a trimis și el două scrisori și acestea scurte, deprimante, reci. Pe tatăl său l-a întâmpinat cu aceeași răceală și a fost de acord să se întoarcă. Mi-e tot una, atât a spus. Stătea tăcut cu o țigară stinsă de mult în mână și părea să nu audă ce-i spunea tatăl său despre politică, despre îmbunătățirea conjuncturii, despre noile comenzi. Se părea că nu-l interesează nimic, că nimic nu-l poate preocupa, nimic nu-l poate emoționa. Oare șocul nervos pe care l-a făcut în timpul acelui accident nefericit avea să facă pentru totdeauna dintr-un băiat vesel, un melancolic, apatic? În zadar se străduia domnul Cinski să-i capteze atenția cu ceva. Lezec se rezuma la răspunsuri scurte, se uita pierdut la vârfurile ghetelor sale și era stăpânit de o liniște stinsă, vlăguită. Noaptea, domnul Cinski nu putea adormi și aruncă o privire în compartimentul fiului. Avea o presimțire rea și nu se înșelase prea mult. Cu toată noaptea geroasă, Lezec deschisese fereastra și, îmbrăcat numai într-o pijama subțire, stătea plecat cu capul afară. Când s-a deschis ușa, un vânt rece ca gheața năvăli în compartiment. Ce faci, fiule?" se sperie domnul Cinski. Te îmbolnăvești de pneumonie." Lezec se întoarse. Se poate, tată. Te rog, închide fereastra. Mi-e cald. Vreau să vorbesc cu tine." Bine." Închise fereastra și se așeză. Ești foarte imprudent, Lezec," începu domnul Cinski. Nu numai că nu ai grijă de sănătatea ta, dar te și expui cu bună știință." Tăcerea a fost singurul răspuns. De ce nu te-ai culcat?" Nu mi-e somn." Ar trebui totuși. Starea sănătății tale necesită încă multă grijă." De ce?" Lezec îl privi în ochi. Cum de ce?" Așa, de ce? Crezi că țin la asta?" Ar trebui să ții." Aha!" și făcu un semn cu mâna. Lezec, tată, dumneata chiar crezi că viața merită îngrijire, neliniște, preocupare?" Crede-mă că personal nu țin deloc la viață." Domnul Cinski făcu un efort să zâmbească. Când eram de vârsta ta, minții, aveam și eu asemenea depresiuni, dar am avut destulă minte ca să le socotesc stări trecătoare." Și aici ne deosebim, tată," dădu Lezec din cap. Eu știu că nu e o depresiune trecătoare. Eu te asigur că așa e. Ai încredere în experiența mea. Firește, șocul fizic și cel psihic lasă urme, dar trec. Și trec cu atât mai repede cu cât vei privi mai realist actuala ta stare de spirit. Conștientizarea cauzelor depresiunii este cel mai eficient mijloc de combatere a ei." Domnul Cinski nu a avut impresia că argumentarea lui convingătoare ar fi ajuns la fiul său, așa că adăugă. Și încă ceva. Nu ai voie să uiți de noi, de părinții tăi, pentru care tu ești totul. Dacă rațiunea nu acționează asupra ta, atunci mă adresez sentimentelor tale." Lezec trăsări și după o pauză întrebă, tată, dumneata, chiar crezi că sentimentele sunt o forță atât de mare și vrednică de stimă încât să le iei în seamă când se naște în noi întrebarea hamletiană a fi sau a nu fi?" Sigur că da, Lezec." Îți mulțumesc, tată. Sunt de aceeași părere." Ei, vezi, fiule, acum culcă-te și încearcă să adormi. Spre dimineață vom fi acasă." Da, nu-ți poți închipui cât e de dor mamei după tine. Ea întotdeauna se străduiește să pară o fire puternică. Dar tu știi câtă duioșie se ascunde sub acest înveliș. Hai, dormi, fiule, noapte bună." Noapte bună, tată," răspunse Lezec cu o voce uscată. Stinse lumina, dar nu se culcă. Hurducăitul ritmic al roților, legănatul vagonului, fâșiile de scântei pe geamul întunecat. Așa era și atunci când se întorcea. Numai că atunci ar fi vrut să grăbească goana trenului. Ei îi ducea inelul de logodnă, iar lui fericirea. În seara de la Ludvicovo o fi înflorit liliacul. Da, liliacul și heliotropii miresmați. O să pună să taie tot. Și poate, acolo sigur e totul acoperit de zăpadă înaltă și albă. Iar pe zăpadă nu-i nicio urmă. O ridicătură mică și uitată. Va păși pe întinderea aceea albă, imaculată. Primul și ultimul. Acolo e ținta lui. De acolo niciun drum nu mai duce nicăieri. Va așeza florile, va acoperi mormântul cu flori. Va ajunge până la ea mireasma liliacului și a heliotropului prin zăpadă, prin stratul de pământ și prin capacul de lemn? Vor ajunge șoaptele lui repetând cel mai drag nume, cele mai duioase chemări și cele mai desperate jurăminte?
Va auzi ea bătaia tot mai slabă a inimii lui muribunde între florile ce mor, se va pregăti să-l întâmpine, își va petrece brațele în jurul gâtului lui și îl va lăsa ca mai înainte să o privească până se satură în ochii ei radioși? Pentru totdeauna. Pentru veșnicie. Ce sentiment plăcut îl cuprindea când gândea astfel. Ce liniște coborâse peste el de când se împăcase cu acest gând. De câte ori rămânea singur, se cufunda în întinderile nesfârșite ale morții, lipsite de pasiune, uriașe și necuprinse ca spațiul cosmic. De acum făcea parte din ele. Cât de grea și de dureroasă a fost prima perioadă. De cum a putut articula câteva silabe, a întrebat: ce-i cu ea? Mama a tresărit atunci și i-a răspuns scurt: nu mai trăiește, dar nu te gândi la asta. Iar doctorul Pavlitski a adăugat: fractură a bazei craniene. Cu așa ceva nu se poate trăi mai mult de câteva zeci de minute. Atunci și-a pierdut cunoștința. Și de câte ori și-a recăpătat-o, conștiința morții Marisiei îi se părea că neagă propria lui existență. Săcând cu ochii închiși, auzea convorbirea purtată în șoaptă. Doctorul îi făcea reproșuri doamnei Cinski. Nu trebuia să-i spuneți de moartea fetei. A fost o imprudență. Ar putea să-i înrăutățească starea psihică. Iar mama i-a răspuns: nu știu să mint, doctore. În ceea ce mă privește, am preferat întotdeauna adevărul neplăcut unor iluzii. De altfel, fiul meu nu este răspunzător de accident. Mă gândeam, ezită medicul, la altceva. Putea să simtă ceva pentru Marisia aceea. Exclus, îl întrerupse doamna Cinska cu atâta hotărâre, de parcă până și simpla bănuială ar fi fost o jignire pentru ea. Starea fizică a lui Lezek se ameliora cu fiecare zi. În spitalul din Vilnius i-au făcut radiografii, rănile și contuziile se vindecau normal. În schimb, starea psihică a bolnavului trezea temeri tot mai mari. De aceea, de îndată ce viața lui era în afara oricărei primejdii, a fost transportat întâi la o clinică de chirurgie din Viena, apoi la Arcachon pentru convalescență. La Arcachon, societatea internațională veselă trebuia să-i influențeze pozitiv starea de spirit. Din păcate, Lezek evita oamenii. Nu participa la distracții, la excursii și, cu toate că se supunea automat tratamentului prescris, starea lui de spirit nu se modifica deloc. Cel puțin aparent. În realitate, fără să-și dea seama, cei din jur, în el se maturiza o hotărâre definitivă. Se maturiza și îi aducea alinare. Firește, își iubea părinții și era conștient de durerea pe care le-o va provoca. Era dispus la mari sacrificii, dar gândul că se va condamna pentru toată viața la suferințe pe care nimic nu le putea alina, îi se părea monstruos, peste puterile lui. Și apoi prea mult își dorea moartea, tocmai o asemenea moarte. Și-o dorea ca pe o expiere. Intrase în viața liniștită și fericită a celei mai minunate ființe, nepoftit, nechemat, intrase aproape cu forța. Dacă n-ar fi fost el, ar fi dus și astăzi o existență poate simplă și săracă, dar senină. El i-a tulburat liniștea, din cauza lui a murit, iar după moarte i-a rămas memoria pătată. Din cauza lui. N-a avut suficient curaj pentru a se împotrivi tuturor adversităților. A fost prea meschin. A vrut să-și asigure o existență confortabilă, ascunzându-și intențiile. Cu prețul cinstei ei. Asta cerea o pedeapsă și trebuia să-și o administreze singur, pentru că numai astfel putea spăla pata de pe memoria ființei iubite, mai presus de orice. Trenul s-a oprit în stația aceea mică și atât de cunoscută. Pe peron așteptau doamna Cinska, Tita Zenovitskovna, Anielka, sora ei, vărul Carol, soția lui Zulka și încă câteva persoane din familie care se adunau de obicei la Ludvikovo de sărbători. Zâmbetul reținut cu care Lezek îi salută pe toți nu-i putea induce în eroare. Abia dacă era un zâmbet convențional. Intenționat veniseră să-l întâmpine cu ovații și cu veselie, ca să-l dezmorțească din capul locului, să-l înveselească și să-l atragă în treburile lor zilnice lipsite de griji. Numai Anielka îl privea tăcută și parcă-l compătimea. Cum a slăbit și cât e de trist, îi spuse în șoaptă doamnei Cinska. Încearcă să-l înveselești și prefăte că nu vezi la el nicio schimbare. Doamna Cinska o strânse de mână. El întotdeauna a ținut la tine. Patru sănii cu clopoței traseră în fața palatului de la Ludvikovo, ca în timpul carnavalului. Toată ziua Lezek n-a rămas nicio clipă singur. În salon, radioul se întrecea cu gramofonul. După cină s-a retras în sfârșit în camera lui. Aici nu se schimbase nimic. Privi neliniștit spre birou. Jurnalul Marisiei era la locul lui. Toată noaptea a citit, a răsfăit de câteva ori aceleași pagini, pe care le știa atât de bine, aproape cuvânt cu cuvânt. A adormit abia spre dimineață și s-a trezit târziu. Servitorul i-a adus micul dejun și i-a comunicat:
Domnul este la fabrică și a poruncit să vă întreb dacă nu vreți să treceți și dumneavoastră pe acolo." Nu scutură din cap. "Dar te rog să chem grădinarul." "Vă ascult." "În seară sunt multe flori?" "Ca de obicei de sărbători. Anul acesta trandafirii au crescut foarte frumos." După micul dejun și-a făcut apariția grădinarul și au trecut împreună în seara. Lezec îi arăta grădinarului ce părea cam uimit, mereu alte flori, iar la sfârșit i-a spus: "Te rog să le tai pe toate care ți le-am arătat." "Să le tai?" "Da." "Și să le învelești în ceva." "Unde vreți să le trimiteți, vă rog?" "Le iau eu personal." "Plecați, domnule inginer." Lezec nu-i răspunse nimic și se îndreptă spre ieșire. "Domnule inginer," îl opri grădinarul, "mi-ați poruncit să tai aproape toate florile." "Nu e treaba mea, dar nu știu dacă doamna..." "Bine, te rog să-i comunici doamnei și să o întreb dacă nu are nimic împotrivă." "Doamna a plecat cu mașina la gară și revine abia după masă." "Atunci o întreb după masă." "Și eu plec tot după masă." Lezec nu se îndoia că mama va fi de acord și cu devastarea serei. Sigur că va înțelege imediat pentru ce are nevoie. S-a întors în camera lui și s-a apucat de redactat scrisori. Cea mai lungă era destinată părinților. Câteva mai scurte, unor prieteni apropiați, una oficială poliției și, la sfârșit, una doamnei Scopcova. La ultima ținea foarte mult. Ea trebuia să constituie reabilitarea Marisiei în ochii opiniei publice din Orășel. Tocmai terminase de scris când la ușă bătu menajera doamna Mihalevska. Ieri nu reușise să-l vadă pe Lezec. Era tare ocupată, cum se întâmplă de sărbători. Acum însă aflase că Lezec pleacă imediat după masă, așa că a lăsat prăjiturile în seama bucătarului ca să-l poată vedea pe domnul Lezec și să-i exprime bucuria ei că, mulțumită cerului, îl vede iar sănătos. A început să-i povestească cum întrebau toți de el, ce-au spus și ce-au făcut. Lezec asculta pălăvrăgeala ei și trecu prin minte că această femeie, această cronică vie a județului, trebuie să știe exact ceea ce n-ar vrea să întrebe în Orășel. "Mihalezia, dragă," îi se adresă, "am o rugăminte." "O rugăminte?" "Da, nu știi cumva..." Vocea ei se frânse. "N-ai putea să-mi spui unde a fost înmormântată?" "Cine?" "Unde a fost înmormântată fata care a murit atunci în accident." Femeia căscă gura mare. "În ce accident?" "Ei, atunci cu mine," își pierdui el răbdarea. "Doamne sfinte," strigă, "ce tot spuneți? Cum să o îngroape? Pe Marisia aceea? De la Scopcova? Păi ea trăiește." Tot sângele îi se urcă în obraj. Sări de pe scaun și era cât pe aici să cadă. "Cum? Cum?" întrebă șoptind înfricoșător, încât, speriată, Mihalevska se trase spre ușă. "Mă jur," strigă ea, "cum să o îngroape? S-a însănătoșit. A vindecat-o vraciul acela, iar pe el l-au băgat în pușcărie. Ea stă acolo la moară, știu de la oameni. Iar Pavelec al nostru, cel de la bucătărie, a văzut-o cu ochii lui. Doamne, ajutor!" Lezec se clătină, se împletici și căzu la pământ. Speriată, menajera crezuse că a leșinat, dar a auzit un hohot de plâns și niște cuvinte răzlețe. Cum nu înțelegea despre ce-i vorba și simțindu-se răspunzătoare pentru tot ce s-a întâmplat, a ieșit în fugă strigând după ajutor. Toți erau adunați în hol. Mihalevska a dat buzna și le-a spus cu vocea sugrumată că domnul Lezec a pățit ceva. Înainte însă de a sfârși, Lezec trecu în fugă prin hol și, lăsând ușa deschisă, ieși pe terasă. "Mai și răcește," gemu Mihalezia. "Fără palton, ce-am făcut?" Între timp, Lezec alerga spre grajduri. "În hamă repede," strigă primului rândaș întâlnit. "Repede, repede!" S-a apucat și el să dea o mână de ajutor. S-a stârnit vânzoleală. Din palat venea în fugă valetul cu paltonul și cu căciula. 5 minute mai târziu, Sania gonea spre Radolischi, gonea ca nebună, fiindcă Lezec luase vizitiului hățurile și mâna el singur. I se învârtea capul, inima îi bătea ca un ciocan. Și gândurile îi alergau într-un galop demențial. Îl sfârșiau sentimente contradictorii. Simțea o fericire imensă, în același timp însă o furie tot atât de mare, parcă smulgea carnea de pe el. Era dispus să-i ierte pe toți, să se arunce în brațele celui mai înverșunat dușman al său și, deodată, furia îi încleștea maxelarele. L-au mințit, au folosit un vicleșug atât de ieftin, atât de rușinos. I-au ascuns atâta timp că ea trăiește. Se va răzbuna. Se va răzbuna fără nicio milă. Și deodată îl cuprindea duioșia. Dar cât a trebuit să sufere ea? Cu siguranță a așteptat o știre de la el, o scrisoare, un semn de viață. Treptat și-a pierdut orice speranță, singură, părăsită, uitată în nefericirea ei de omul care i-a jurat dragoste. "Nu mă crede cumva, un nemernic?"
scrâșni din dinți. Și asta din cauza lor. O, nu le-o iartă el. Doctorului aceluia, Pavlitski, îi va da câteva palme, îi va tăia urechile înduiel. Să țină minte toată viața că a procedat ca un ticălos. Dar mama? Ea va suferi și mai mult pentru fapta ei abject. Îi va spune așa. Din cauza minciunii tale, mârșave, fiul tău era să se sinucidă. Minciuna a ieșit la iveală împotriva voinței tale. Prin urmare, poți considera că ți-ai ucis fiul. În orice caz, ai ucis toate sentimentele lui filiale. Pentru tine, voi fi de acum un străin. Iar de acum încolo nu-i va mai adresa niciun cuvânt. Va pleca, va pleca de aici imediat și pentru totdeauna. Nici pe tatăl său nu vrea să-l mai vadă. Cum a putut el să tăinuiască minciuna mamei? Aceasta-i dragostea părintească, mâncau ariadul. Și când te gândești cât de aproape a fost nenorocirea, acolo în Franța, de mult voise să sfârșească totul. L-a reținut doar dorința de a-și împlini ultima datorie față de Marisia. De aceea a așteptat, de aceea s-a întors aici. Se vede că cerul mi-a călăuzit pașii. Și deodată îi se păru că întrezărește taina destinului său, că era destinată o mare și nemăsurată fericire și că imensitatea acestei fericiri n-ar fi putut-o prețui niciodată cum se cuvine dacă n-ar fi fost această suferință, această desperare nețărmurită care i-a mistuit sufletul. Și se gândi, de atâta ori a întâlnit în viață bucuria, succesul, izbânda. Primise totul ca pe ceva natural, obișnuit, care îi se cuvenea. Nu și amintea ca măcar într-un singur caz să se fi trezit în el dorința de a adăuga la rugăciunile spuse din obișnuință măcar un suspin de recunoștință. A fost nevoie chiar de asemenea încercări grele ca să învețe să prețuiască aceste mari daruri, să le înțeleagă valoarea ca să le merite, să se maturizeze pentru a primi o asemenea fericire? Așa gândea, dar cum la el gândul trebuia întotdeauna să-și găsească imediat exprimarea în faptă, la prima răscruce strânse hățurile, încât caii își înfipsără picioarele de dinapoi în zăpadă, le aruncă vizitiului și coborând în genunche cu capul descoperit în fața unei troițe, privi la figura tăiată în tinichea și negrită de rugină. Mulțumesc cu ție, Doamne! Mulțumesc cu ție, Doamne! Repetă. Întotdeauna s-a considerat un om credincios, cu atât mai mult cu cât nu l-a frământat niciodată vreo îndoială fundamentală. Educat de mic în spirit religios, nu s-a remarcat niciodată printr-o râvnă deosebită, dar nici nu a neglijat practicile impuse de biserică în limitele unui minimum admis. De aceea, rugăciunea aceasta din fața troiței de la răscruci era și pentru el o revelație. Până acum nu știuse ce e o rugăciune și ce trăiri profunde poate oferi. Când a urcat din nou în sanie, simțea că ceva s-a liniștit în el, s-a înseninat, s-a luminat. I s-au îmblânzit și gândurile privitoare la vicleșugul mamei, a început să reflecteze. În același timp, parcă sporise conștiința fericirii care l-așteaptă. Au trecut în goană prin Radolischi și au cotit pe drumul ce ducea la moara lui Procop. Când s-a oprit în fața morii, era un amurg timpuriu de iarnă. În ușă stătea argatul Vitalis. Aici locuiește domnișoara Vilciurovna, îl întrebă Lezec. Cine? Domnișoara Vilciurovna. Nu știu. Nu locuiește aici. Poate că e domnișoara Marisia. Da, da, sări din sanie. Unde e domnișoara Marisia? S-a dus în târg. Trebuia să o întâlniți în drum spre Radolischi. N-am întâlnit-o, dar se întoarce repede? Cred că repede. Atunci aștept. În ușă se ivi capul zoniei. Dacă sunteți buni să așteptați, atunci mai bine ar fi în odaie. Ori poate în anexă, la Marisia. Vă poftiți aici. Își șterse mâinile în șorți și îl conduse pe Lezec în odaia din anexă. Găsi chibriturile pe sobă și aprinse lampa. Lezec își roti privirile prin încăpere. Era sărăcăcioasă, dar curată. Marisia trebuie să vină îndată. S-a dus până în târg, încercă Zonia să lege vorba. Dumneavoastră văd că v-ați însănătoșit. M-am însănătoșit. Mare noroc. Când v-a adus aici pe dumneavoastră și pe Marisia, mi-era și frică să mă uit. Atâta sânge că, Doamne ferește, ne-am și rugat pentru sufletele dumneavoastră. Dacă n-ar fi fost Antoni, ce să mai vorbim? Făcu un semn cu mâna. Care Antoni? Întrebă Lezec. Antoni Cosiba, vraciul care stă aici. Aici stă? Da, de unde? Acum e la închisoare. Dar aici stă, aici se întoarce. Aici, pe lavița asta, v-a ajutat, v-a pus oasele la loc, v-a cusut, chicotizonia. Am ras cu cioburi petele de sânge, nu ieșau. Cu dumneavoastră a fost rău, dar cu ea nu mai era nicio nădejde, nici nu mai sufla. I-au intrat oasele în creier. Când v-a dus la automobil, doctorul zicea că ea e caput. Sărmana asta, zicea, n-are nevoie decât de sicriu, zicea, și păcat că e frumoasă. Și la drept vorbind, vreme de o săptămână nimeni nu credea că mai învie. Antoni a furat cufărul cu instrumentele doctorului ca să o scape. A îngrijit o zi și noapte. Nici el nu mai știa ce să facă.
l-a chemat și pe baciul din Piețchi să o descânte. Ea însă tot parcă era moartă. Abia când am tăiat eu o găină albă sub fereastră, i-a ajutat. Lezec asculta cu cea mai mare atenție și-i veni în minte că poate pe nedrept o bănuise pe mama sa și pe doctorul Pavlitski de minciună premeditată. Probabil că amândoi erau convinși că Marisia, muribundă la plecarea lor, nu avea să-și mai recapete sănătatea. Povestirea acestei femei tinere părea să pledeze în favoarea lor. Pe urmă, mama însă a aflat cu siguranță că Marisia trăiește. De ce nu i-a scris atunci niciun cuvânt despre asta? De ce nu i-a spus nimic tata? De ce a aflat abia la Ludvikovo și asta întâmplător? Aici era vina lor și asta le reproșa. Reproșul era însă atenuat de sentimentul propriei vinovății. Prea aspru și prea pripit și-a condamnat părinții și pe doctorul Pavlitski. Dar acum domnișoara Marisia e complet sănătoasă, întrebă. Nu-i lipsește nimic, ba s-a făcut frumoasă ca mai înainte, râse Zonia, numai că are mari necazuri, fiindcă o văd că umblă plânsă. Ce necazuri? Eu nu știu, dar cred că de necazuri nu duce lipsă. Întâi că și-a pierdut boala din pricina bolii. Doamna Scopcova a luat pe altcineva la prăvălie. Se zice că pe o rudă de ei. Asta nu-i nimic, ce altceva? Cu Antoni l-au băgat pe 3 ani la închisoare pentru furtul același, pentru că vindecă fără să aibă dreptul. Asta nu se poate. Ba se poate, pentru că l-au închis. Și Zonia i-a povestit lui Cinski pe larg ce și cum s-a întâmplat. Ne-am sfătuit cum să-l ajutăm, dar ce ajutor îi putem da noi? Încheie Zonia. Și acum iertați-mă, fiindcă trebuie să văd de gospodărie. Marisia trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. A ieșit? Iar Lezec început să cerceteze cu duioșie încăperea. Peste tot se vedea înclinația Marisiei spre curățenie, spre estetic. Cât au trebuit să muncească mânușițele ei. Acum totul va lua sfârșit, își spunea și simțea cum îl cuprinde o mare bucurie. Afară ningea cu fulgi mari, tot mai deși. Numai să nu se rătăcească, se neliniști Lezec. Deodată auzi un bocănit în tindă. Era sigur că e ea. Se opri în mijlocul încăperii și aștepta. Se deschise ușa. Marisia se opri în prag, țipă și s-ar fi prăbușit dacă n-ar fi prins-o la timp în brațe. Ea acoperea cu sărutări buzele, ochii. Sub atingerea mâinilor lui se topea zăpada de pe palton. Încet își recăpătă cunoștința. Iubita mea, îi șoptea el. Fericirea mea. În sfârșit, ești lângă mine vie și sănătoasă. Și a mea. Toate s-au ridicat împotriva noastră, dar acum nu ne mai desparte nimic. Ai crezut despre mine că sunt rău, că te-am uitat, dar nu e adevărat. Îți jur că nu e adevărat. Spune-mi că mă crezi. Marisia se lipea de el. Cred. 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 Și mă mai iubești? Te iubesc. Te iubesc mai mult decât te-am iubit vreodată. Soarele meu, minunea mea, spune, ai gândit ceva rău despre mine? În ochii ei zări o clipă de șovăială. Rău n-am gândit, răspunse în cele din urmă. Dar am fost tare tristă. Atât am așteptat. Atât de mult am așteptat, atâtea zile. Crede-mă, Lezec deveni grav, că și așa ai fost mai fericită decât mine. Și eu am trăit tot atâtea zile, dar au fost de 100, de 1 milion de ori mai grele decât ale tale, pentru că eu nu mai așteptam nimic. Tăcu, apoi adăugă. Am fost indus în eroare. Marisia scutură din cap. Nu înțeleg. Lui însă îi era greu să-i spună adevărul. În cele din urmă se învinse. Mi s-a ascuns că trăiești. Nu cred că au făcut-o din rea voință. La început starea ta era desperată, pe urmă nimeni nu știa că tu ești totul pentru mine. Așa că nu m-au anunțat. Dădu din cap și în ochi îi străluciră lacrimile. Acum știu. Acum înțeleg. Și ți-a părut rău că nu mai trăiesc? Dacă mi-a părut rău, întrebă el. Marisia, iată dovezile, iată-le. Căută într-un buzunar, în al doilea căută în toate. Am lăsat scrisorile la Ludvikovo pe birou, dar ai să le citești mâine. Mi-ai scris, Lezec? Se miră. Nu ție, fericirea mea. Negă, mușcându-și buzele. Erau scrisori de adio, către părinți, către prieteni. Am sosit ieri și le-am scris azi dimineață. Iar seara... Se uită la ferestrele întunecate, acoperite până la jumătate cu zăpadă. Iar la vremea asta, nu mai trebuia să fiu în viață. Lezec, strigă îngrozită. Ce rost avea să mai trăiesc fără tine? S-au îmbrățișat, dar pe obraj le curgeau și roaie de lacrimi. Își plângeau trecutul vitreg, își plângeau tristețea, desperarea care se mistuise în ei până la sfârșit, își plângeau fericirea, atât de mare, de necuprinsă, pe care o trăiau, încât se simțeau pierduți, mici și sfioși în nemărginirea ei. Capitolul 17. Lezec nu se înșelase.
Plecând năucit de acasă, lăsase scrisorile și plicurile neadresate pe birou. După plecarea lui, la Ludvikovo s-a stârnit un adevărat haos. De atâtea emoții, menajera, doamna Mihalevska, a făcut o criză, după care, adusă la un anumit echilibru, a început să relateze convorbirea ei cu Lezec atât de încălcit, încât a trecut mult timp până să se afle ce s-a întâmplat de fapt. Chemat imediat de la fabrică, domnul Cinski are meritul de a fi stabilit situația reală. El nu s-a limitat la informațiile Mihalevskăi. A aflat de la servitori că Lezec a chemat grădinarul, de la grădinar că i-a poruncit să taie toate florile mai frumoase din seră. Se înțelege că domnul Cinski nu a neglijat nici afirmația menajerei că l-a găsit redactând niște scrisori. Era însă atât de prudent, încât cu toate insistențele familiei, nu a permis nimănui să intre în camera fiului. De aceea a putut citi în liniște scrisorile. Liniștea aceasta nu excludea însă faptul că în timpul lecturii domnului Cinski au început să-i tremure mâinile, iar pe frunte să-i apară broboane mari de sudoare. Conținutul scrisorilor confruntat cu relatările menajerei nu lăsa nicio îndoială asupra cauzelor apatiei lui Lezec și ale plecării lui inopinate. Așa că de îndată ce se întoarse doamna Cinska, iar domnul Stanislav o invită în cabinet, el putu să-i relateze sumar evenimentele și să-i înfățișeze întreaga situație. Azi dimineață Lezec a chemat grădinarul și a poruncit să taie aproape toate florile din seră. Pe urmă s-a așezat la birou să scrie niște scrisori. Înainte de a ți le da să le citești, dragă Ela, trebuie să te informezi că ele nu mai sunt actuale și că primejdia a trecut. Ce primejdie? Întrebă pe bună dreptate doamna Cinska. Intenția de sinucidere a lui Lezec. Doamna Eleonora îngălbeni. E o absurditate, își încruntă ea sprâncenele. Citește, îi răspunse soțul, oferindu-i colile scrise. Citea repede și numai respirația precipitată îi trăda emoția profundă. După ce a terminat lectura, a rămas tăcută cu ochii închiși. Unde este? Întrebă în șoaptă. Ascultă mai departe. Scrisorile au rămas aici, fiindcă în camera a intrat Mihalevska. Lezec a întrebat-o în care cimitir a fost înmormântată fata aceea despre care scrie cu atâta desperare în scrisorile sale. Firește, Mihalevska a fost uimită și i-a explicat că fata trăiește. I-a spus și unde o poate găsi. Îți poți închipui ce impresie a făcut această veste asupra lui. A suferit un șoc nervos sau ceva în genul acesta. Pe urmă a alergat ca ieșit din minți la grajduri ca să înhame caii. Înainte de a pleca, servitorul abia a reușit să-i aducă paltonul și căciula. A plecat spre Radolischi, firește, la nefericita aceea de moare unde, după câte știi, locuiește Marisia aceea. Ai trimis pe cineva după el? Domnul Cinski ridică din umeri. Ar fi deprisos. De fapt, e vizitiul cu el. Așteptându-te pe tine, nu am luat nicio hotărâre. M-am gândit însă la toată această situație și am ajuns la anumite concluzii. Dacă îmi dai voie... Te ascult. În primul rând, știm acum că sentimentele lui Lezec pentru fata aceea nu sunt deloc un amuzament trecător, ci o dragoste profundă. E absurd. Personal, sunt de acord cu tine, dar trebuie să luăm în considerare faptele obiective. Este cert că el o iubește. Nimeni nu-și ia viața pentru cineva pe care îl simpatizează doar. Asta e una. Acum află că ea trăiește. Suferă un asemenea șoc încât îi sperie pe toți din casă. Nu-i de mirare. Un om care de câteva luni se află într-o depresiune teribilă și se gândește numai la modalitatea prin care să-și curme viața, recâștigând deodată tot ce pierduse. Atunci își amintește că tocmai tu, propria lui mamă, i-ai vorbit de moartea acelei fete. Îmi dau de asemenea seama că noi, amândoi, nu l-am înștiințat de însănătoșirea ei. Și acum gândește-te, cum ne judecă el pe noi? Cum ne poate judeca? Doamna Cinska șopti, eu nu l-am mințit. Eram convinsă că spun adevărul. Dar când te-ai convins că nu era adevărat, ai hotărât să-i tăinuiești acest lucru. Nu să-i tăinuiesc. Pur și simplu nu am considerat că e o problemă atât de importantă pentru el încât să-i scriu. Domnul Cinski făcu cu mâna un gest nedefinit. Te înșel, dragă Ela. Mi-ai spus limpede atunci că Lezec nu trebuie să afle de însănătoșirea Marisiei. Pentru binele lui. Asta e altă chestiune. Pentru binele lui am vrut să uite de această aventură. Domnul Cinski se mișcă nerăbdător în fotoliu. Mai poți numi acum așa ceva aventură? Acum, după ce ai citit scrisoarea? Nu am pus niciun accent pe acest cuvânt. Apoi mai scrie că a fost logodit cu ea. Îi spune logodnică, ne asigură că în scurt timp trebuiau să se cunune. Nu aș fi fost niciodată de acord cu așa ceva, răbufni doamna Eleonora. Nu le-aș fi dat niciodată binecuvântarea mea. Domnul Cinski se ridică. Acum îndoiesc că el, fiul nostru, ne-ar mai primi binecuvântarea chiar dacă l-am ruga. Chiar dacă l-am ruga. Ela, tu chiar nu înțelegi ce s-a întâmplat și ce se putea întâmpla? Tu nu-ți dai seama că era cât pe aci să ne ucidem propriul copil? Bine ar fi să nu-l pierdem și așa pentru totdeauna.
Liniștea lui dispăruse complet. Se luă cu mâinile de cap și repetă măsurând camera. Eu îl cunosc. El nu ne va ierta niciodată. Eu îl cunosc, nu ne va ierta. Stăpânește-te, Stas, îi spuse doamna Cinsca cu vocea ușor tremurătoare. Îți înțeleg neliniștea și poate chiar îți împărtășesc temerile. Vreau însă să subliniez că nu am să mă reproșez nimic. Consider în continuare că datoria părinților e de a se îngriji de viitorul copilului. Are 30 de ani. Exact. Cu atât mai mult dacă la cei 30 de ani ai săi nu știe să-și organizeze viața. Ar fi o dovadă de slăbiciune și de oportunism să renunțăm la principii pentru satisfacția egoistă de a obține acordul unui fiu care vrea să-și curească prost viitorul. Cu alte cuvinte, zise domnul Cinski, preferi să-ți pierzi fiul decât să renunți la propria-ți concepție asupra fericirii lui? N-am spus asta. Atunci ce ai spus? Că trebuie să țin la principii. Dar ce dar? Dar singură nu am destulă putere. Din păcate nu o găsesc nici în tine. Doamna Eleonora își lăsă capul în jos. E absurd, draga mea, spuse cu convingere soțul. Să zicem că suntem puternici, că nu ne abatem de la principiile noastre. Ce-ar fi atunci viața noastră? Săpăm o prăpastie între noi și ființa care este singurul scop al existenței noastre, singurul rod, singurul argument. Puse mâna pe umărul soției. Spune ela, cine ne mai rămâne? Ce ne mai rămâne? Îți poți închipui cum va arăta viața noastră? Doamna Cinsca dădu din cap. Ai dreptate. Negreșit. Și mai ia în seamă un lucru. Noi nu o cunoaștem pe fata aceea. Ne bazăm resentimentele numai pe poziția ei socială. Nu știm nimic despre ea decât că a fost vânzătoare într-o prăvălie, dar știm totuși că fiul nostru a îndrăgit-o. Crezi că ar putea îndrăgi o ființă vulgară, lipsită de inteligență, obtuză, într-un cuvânt, lipsită de orice calități? Nu ți-aduce aminte că tu însăți ai sezizat spiritul lui de observație, aprecierile lui oportune la adresa cunoscuților noștri, atitudinea critică față de femei? De ce să ne închipuim lucrurile cele mai rele despre o fată pe care nu o cunoaștem și pe care el și-a ales-o? Tot atât de bine am putea să ne închipuim că este un fenomen supraomenesc. Și sunt convins, iar tu știi că mie nu-mi place să arunc vorbe în vânt, că cele mai multe dintre prejudecățile noastre se vor risipi când o vom cunoaște. Doamna Cinsca ședea tăcută cu capul sprijinit în mână și părea că privește covorul. Dacă rezervele noastre vor crește cu acest prilej, atunci crede-mă, continuă domnul Stanislav, că și Lezec le va împărtăși cu timpul, când o va putea vedea pe fundalul nostru, în mijlocul nostru. Ce vrei să spui? Cred că cel mai bine ar fi să o luăm pe această Marisia la noi. La noi? La Ludvicovo? Firește? Și mă adaug că trebuie să ne grăbim cu această invitație. De ce? Pentru că dacă nu-i arătăm lui Lezec imediat cât mai multă bunăvoință, dacă se va gândi măcar o clipă că am acționat cu premeditare și vrem în continuare să-l despărțim de Marisia, atunci va fi prea târziu. Cine știe dacă nu a luat-o de la moară și nu a adus-o la vreun prieten de-al lui? Atunci ce-i de făcut? Doamna Cinsca strânse pumnii. Să mergem cât mai repede acolo. Unde, la moară? Da, dacă nu-i prea târziu. Doamna Cinsca se ridică repede. Bine, trimite după șofer, să tragă mașina. Domnul Cinski o strânse la piept. Îți mulțumesc, Ela. Nu vom regreta. Îmbătrânim, draga mea, și avem nevoie de tot mai multă căldură. Când Cinski ieși din cameră, doamna Eleonora își ștergea lacrimile. 10 minute mai târziu, limuzina mare și neagră demară din fața cerdacului. Cufundați în gândurile lor, doamna și domnul Cinski nu scoteau niciun cuvânt, ba uitaseră să-i spună șoferului unde merg. Șoferul însă știa singur. La Ludvicovo toți știau unde și pentru ce se duc. Și cum putea fi altfel? Sunt lucruri care mișcă toate inimile la fel, le simt toți și le înțeleg toți. Mașina lungă și grea cotide pe șoseaua întinsă pe un drum lateral. Aici sănile încărcate cu cereale văluriseră drumul și trebuia mers încet, atent. Lumina puternică a farurilor urca și cobora, scoțând la iveală ca prin farmec, siluetele surprinzătoare ale arinilor înveșmântați în zăpadă, măciucile negre ale sălcilor cu crăcile lor subțiri și în cele din urmă acoperișurile țuguiate ale acareturilor lui Procop și stalactitele țurțurilor de gheață, atârnând ca o cascadă înghețată. Ninsoarea încetase și șoferul zări de departe sania de la Ludvicovo în fața morii. Caii noștri sunt în fața morii, spuse fără să se întoarcă. Slavă Domnului că mai sunt aici, își spuseră doamna și domnul Cinski. Lumina farurilor scoase din casă vizitiul, care după ce acoperise caii cu țoale, se încălzea în cuhnie lângă sobă și pe bătrânul mielnic care socotea de datoria lui să-i întâmpine pe boierii din Ludvicovo. Fiul dumneavoastră, îi înștiință el, e în căsuță la domnișoara Marisia. Dați-mi voie să vă conduc. Mulțumesc, Procop, spuse domnul Cinski și, luând-o de braț pe doamna Eleonora, șopti. Ține minte, Ela, că dacă vrei să câștigi inima cuiva, trebuie să-i oferi inima ta. Știu, bunul meu prieten. Îl strânse de braț. Și nu-ți fie teamă.
În adâncul sufletului se împăcase cu ceea ce nu prea de mult îi se părea ceva degradant. Iată, pentru a doua oară în viață, soarta a silit-o să treacă acest prag. O fatalitate învârtise roata și oprise iar într-un moment critic, într-un moment de neliniște și de nesiguranță, în fața acestei căsuțe cu ferestre mici și pătrate. La bătaia nușă, Lezec răspunse cu o voce puternică, sigură, poate chiar provocatoare. Intrați! Cu câteva minute în urmă, luminile farurilor îl înștiințaseră devenirea părinților. Știa că sunt ei. Dar nu știa cu ce vin. Așa că sări în picioare și se postă în fața Marisiei, parcă ar fi vrut să o apere de o primejdie ce se apropia. Fața îi se alungi și se îngălbeni. Își încleștă dinții, fiindcă pe limbă îi veneau o smedenie de cuvinte aspre, violente, neîndurătoare. Aștepta. Ușa s-a deschis. Intrară, se opriră în prag și poate că totul nu a durat mai mult de o secundă, dar suficient ca să înțeleagă. Pe chipul tatălui se vedea un zâmbet bun, liniștit, ochii mamei erau înroșiți de plâns, iar buzele îi tremurau. Băiatul meu, abia șopti mama. Lezec îi prinse mâinile și le săruta nestăpânit. Mamă, mamă! În aceste cuvinte năbușite de emoție se concentra totul, și durerile, și reproșurile, și speranțele, și regretul, rugămintea de iertare și iertarea însăși. Toată istoria suferințelor, a luptei interioare, a acuzațiilor reciproce și grijilor înduioșătoare, a hotărârilor nemiloase și a celor mai sensibile duioșii, se concentrau în aceste două cuvinte. Băiat, mamă, în aceste expresii cu care sunt scrise cele mai trainice tratate, cele mai intangibile alianțe, cele mai sfinte concordate. S-au îmbrățișat fără să-și mai spună nimic, fără să mai gândească nimic, fără să mai dorească nimic, decât ca ceea ce a reînviat în ei, aureolat de un adevăr atât de strălucitor, să nu se întunece niciodată. Doamna Cinsca își reveni prima și spuse cu căldură: dă-mi voie, Lezec, să-ți cunosc viitoarea soție. Mamă, privește-o pe cea mai iubită fată de pe lume. Nu atât de iubită pe cât merită. Marisia stătea cu ochii plecați, stânjenită și timidă. Eu și tata, spuse doamna Eleonora, alăturăm sentimentelor tale pe ale noastre și poate că atunci se echilibrează. Se apropie de Marisia, o îmbrățișă și o sărută cu căldură. Ești superbă, copila mea, și sunt convinsă că tânărul tău suflet e tot atât de frumos. Sper că ne vom împrieteni și că nu mă vei considera rivala ta, deși amândouă iubim același băiat. Râse și mângâie obrajii îmbujorați ai fetei. Uită-te în ochii mei, vreau să văd dacă îl iubești foarte mult. Ah, cât de mult, doamnă, spuse în șoaptă Marisia. Eu nu sunt pentru tine, doamnă, copilă dragă. Vreau să fiu mama ta. Marisia se aplecă și își lipi buzele de mâna acestei doamne mândre, care până nu de mult îi fusese străină, amenințătoare și inabordabilă, și căreia acum avea dreptul să-i spună mamă. Dă-mi voie și mie, domnul Cinski întinse amândouă mâinile spre Marisia, să-ți mulțumesc pentru fericirea fiului nostru. Eu sunt fericită datorită lui, zâmbi cu mai mult curaj Marisia. Uitați-vă la ea cât e de frumoasă, spuse cu exaltare Lezec, care până atunci privea toată scena cu o uluire plină de fericire. Te felicit, băiete, îl bătu pe umăr tatăl. Am pentru ce, nu-i așa? Lezec își scutură mândru capul. Dar voi încă nu o cunoașteți. Când o veți cunoaște așa cum o cunosc eu, o să vedeți că e un adevărat juvaier, că e minunea întruchipată. Lezec, spuse Marisia râzând, cum nu-ți e rușine să exagerezi așa? După o asemenea reclamă, părinții tăi vor căuta măcar ceva să-ți confirme laudele. Cu atât mai amară va fi dezamăgirea lor când vor constata că nu sunt decât o fată simplă și prostuță. Modestia ta, o întrerupse doamna Cinsca, este o mare calitate. Nu e modestie, doamnă, Marisia scutură din cap. Vă rog să nu credeți că eu nu-mi dau seama cine sunt și cât îmi va fi de greu, câte eforturi și câtă muncă mă va costa ca să mă apropii măcar într-atât de nivelul lui Lezec, al dumneavoastră și al societății dumneavoastră, încât să nu-l fac de rușine pe Lezec cu lacunele în instruirea și educația mea. Recunosc deschis că mi-e teamă de asta și nu știu dacă am să reușesc. Iar dacă am îndrăznit totuși, dacă m-am hotărât să suport toate dezamăgirile, toate umilințele, e numai pentru că-l iubesc atât de mult. Vorbea repede, fără să-i privească, iar respirația ei precipitată mărturisea că spune lucruri care o frământă în cel mai înalt grad. Lezec își trecu privirile peste chipurile părinților și parcă spunea: vedeți ce fată mi-am ales! Iar astăzi sunt atât de fericită și atât de mândră că voi fi soția lui, continuă Marisia, nu pentru că fiecare fată săracă, vânzătoare într-o prăvălie, visează să se căsătorească cu un bărbat bogat și elegant, ci drept, mă bucur că, deși a cunoscut atâtea fete minunate și bogate și cu poziție socială, m-a ales pe mine, o orfană de care nu are nimeni nevoie, dar sunt fericită și mândră numai pentru că m-a ales tocmai el, cel mai nobil și mai bun om pe care îl cunosc. Doamna Cinsca o îmbrățișă. Te înțelegem, copilă dragă, și cu atât mai mult suntem gata să te asigurăm că am putut să apreciem cinstea intențiilor tale. Fii de asemenea convinsă că în mijlocul nostru nu vei avea neplăceri, ci vei găsi inimi deschise și cel mai binevoitor ajutor în toate. Și să nu mai spui că ești orfană, fiindcă începând de astăzi ne ai pe noi, copilă dragă.
și casa noastră, care a devenit și casa ta. Marisia se aplecă din nou să-i sărute mâinile și să-și ascundă lacrimile care îi se iviseră în ochi. Sunteți atât de bună, șopti Marisia. Nici nu mi-am închipuit că sunteți atât de bună, mamă. Domnul Cinski, cu toate că era și el emoționat, zâmbi pe sub mustață și tuși. Ei, iar acum, dacă tot am amintit de casa noastră, cred că cel mai bine ar fi să mergem acasă. O ajutăm pe Marisia să-și împacheteze averea și o luăm la Ludvicovo. Sigur că da, în cuvință doamna Eleonora. Nu mai are de ce rămâne aici. Marisia se îngujoră din nou, iar Lez expuse. Deci, mamă, mi-e teamă că Marisia în camea s-ar simți puțin jenată. La Ludvicovo sunt atâția oaspeți, oameni încă străini pentru ea. Atunci vrei să o lași să rămână aici? Se miră doamna Cinska. Ferească sfântul, dar am o idee. Aș vrea să plec cu Marisia la Vilnius. Acum? De sărbători? Până la sărbători mai avem 5 zile. Trebuie să mergem din două motive. În primul rând, pentru că îi datorăm recunoștință acelui om cinstit, Cosiba, care a fost aruncat în închisoare pentru că ne-a salvat viața. Vreau să-i încredințez acest caz lui Vacek Porcinski, un avocat ca el poate orice. Și nu mi-aș ierta nici cea mai măruntă neglijență față de omul căruia îi datorez atâta și care i-a arătat Marisiei un atașament nețărmurit. Ai perfectă dreptate, recunosc cu doamna Eleonora. Al doilea motiv e legat de anumite completări pe care le impune garderoba reginei mele. Eu personal nu acord nicio însemnătate acestui lucru, dar nu aș vrea să se simtă stânjenită în mijlocul oaspeților de la Ludvicovo. De aceea sper că, ajutați de soția lui Vacek, vom rezolva și asta. Și de data aceasta îți dau dreptate. Doamna Cinska înclină capul, dar nu total, fiindcă nu accept fără rezerve gusturile doamnei Corcinska. Așa că merg și eu cu voi ca să mă ocup personal de problema asta. Mamă, ești un înger, exclamă Lezek. Și într-adevăr îi era recunoscător mamei sale pentru hotărârea ei. Voia ca înainte de a veni la Ludvicovo, Marisia să se apropie de cineva din familie ca să se poată obișnui cu noua ei situație. Cunoscând talentul înăscut al mamei în relațiile cu oamenii, nu se îndoia că sub influența ei, o fată atât de inteligentă și atât de sensibilă ca Marisia va câștiga mult, în primul rând va câștiga acea naturalețe care lipsește multora într-un mediu nou. O jumătate de oră mai târziu, doamna și domnul Cinski au plecat, fiindcă doamna Eleonora trebuia să se pregătească de călătorie. Lezek și Marisia au rămas și aveau să plece peste două ore, ca să se întâlnească cu mama la gară. Între timp, în căsuță își făcu apariția bătrânul Procop și îi invită la cină. Faptul că boierul din Ludvicovo își ia soție pe cineva de sub acoperișul lui era o onoare care merita sărbătorită, îi asigura el. Așa că pe masă apăru o sticlă cu vișnată, iar în cinstea logodnicilor gospodarul ținu o cuvântare lungă, împănată cu maxime din Sfânta Scriptură și din propriile ei cugetări filozofice. Cu trenul de noapte călătoreau de obicei puțin pasageri. În ziua aceea, fiind în preajma sărbătorilor, în sala de așteptare erau numeroși negustori din orășel, care se duceau la Vilnius pentru a-și completa cumpărăturile. Apariția lui Lezek și a Marisiei, împreună cu doamna Cinska, a stârnit firește senzație. Șeful stației a socotit de datoria lui să o întâmpine personal pe doamna Cinska și să o întrebe. Stimată doamnă, părăsiți locurile noastre de sărbători? Nu. Ne întoarcem peste câteva zile, a răspuns doamna Cinska. Mă duc cu fiul meu și cu viitoarea noră să facem unele cumpărături. Șeful stației a rămas cu gura căscată de mirare. Lezek, în schimb, a zâmbit, spunându-și satisfăcut. Ei, mâine o să aibă ce discuta în Radolinski și în împrejurii. Capitolul 18. În spatele brutăriei închisorii se spărsese o țeavă de canalizare. Deținuții ale căror condamnări nu erau definitive nu aveau obligația de a ieși la muncă. Antoni Cosiba s-a cerut însă voluntar. Prefera munca fizică grea inactivității dintr-o celulă cu aer închis, în care trebuia să asculte povestirile celorlalți despre loviturile date, despre încăierări și despre proiectele lor de viitor. După astfel de zile, pustii veneau cele mai chinuitoare nopți cu insomnii. Așa că se cerea la orice fel de muncă. Când era de descărcat cărbune, de curățat curtea sau acoperișul de zăpadă, de cărat cartofi la bucătărie, el se anunța primul. Pe urmă, obosit, adormea puștean și nu mai avea timp să se gândească nici la el, nici la Marisia și nici la altceva. Primise condamnarea cu resemnare. Deși socotea pedeapsa o nedreptate strigătoare la cer, nu se revolta împotriva ei. Se obișnuise de mult cu nedreptatea. Nu îl revolta, nu îl mira și nici măcar nu îl întrista. Știa că un om amărât trebuie să se obișnuiască cu ea, cum se obișnuiește cu ploile și cu gerurile. Același Dumnezeu i-a creat și pe oamenii răi, înverșunați, aspri, insensibili. Nici de la recurs nu se aștepta la cine știe ce. Un singur lucru îl frământa. Un singur lucru nu îl lăsa noaptea să doarmă. Cum se descurcă Marisia?
Cunoscându-l pe Procop Mielnic, nu se aștepta să-i se întâmple ceva în casa lui. Dar singurătatea într-un loc atât de retras nu însemna prea mult pentru o fată ca ea? Și atâtea planuri își făcuse. Atât de frumos își închipuise viața lor sub același acoperiș. Firește, ar fi început să ia bani de la bolnavii lui, mai ales de la cei bogați, ca să aibă Marisia pentru cărțile la care ținea atât de mult, pentru rochii frumoase, care se potrivesc mai bine cu frumusețea ei delicată decât fustele obișnuite din percal. Dimineața ar lucra la moară, după amiază, cu ajutorul ei ar primi bolnavii, iar seara Marisia cu vocea ei cristalină iar citi poezii și romane. Și iată că totul s-a prăbușit. 3 ani e o bucată bună de vreme. În 3 ani multe se pot schimba, ba chiar multe trebuie să se schimbe. După expirarea pedepsei, se va întoarce la moară, dar ea nu va mai fi acolo. Și atunci? Atunci va începe iar o viață pustie, o viață lipsită de un țel anume. Nici pentru el, nici pentru oameni, nici pentru Dumnezeu, pentru că el nu și-o dorește. Oamenii îl condamnă, iar Dumnezeu, de undeva, din înălțimi, privește indiferent viața pe care o duce. Și atunci? Atâția ani a bătut lumea ca un animal rătăcit, care nu avea alt scop decât să-și câștige hrana și un colț în care să doarmă. Iar când în acest pustiu s-a aprins o singură lumină, când a început să deslușească în piept bătaia vioaie a inimii, iar în inimă un sentiment cald, omenesc, când și-a dat seama că e și el om, că și-a găsit un țel și nevoia de a exista, a venit acea lovitură care l-a zdrobit. Cât de vie era amintirea clipelor în care Marisia se afla între viață și moarte, când, sfârșit de desperarea aceea neputincioasă, stătea lângă ea incapabil de niciun efort, de nicio speranță, nici măcar de o rugăciune. Acum, în timpul nopților din închisoare, simțea același lucru. Gândurile lui se roteau iar cu îndărătnicie deasupra acelui vârtej care trăgea în abis tot ce iubea el, pentru care voia să trăiască și pentru care putea să trăiască. Și pentru a doua oară s-a înfiripat în el o amintire încesoșată, vagă, că odată, foarte de mult, mai trăise o asemenea nefericire, mai pierduse odată totul. În zadar își chinuia memoria. Un singur lucru se contura cu claritate. Acel nume ciudat, nemai auzit vreodată și totuși atât de cunoscut. Beata. De ce revenea acest nume cu atâta insistență? De ce numai pronunțarea lui trezea în el neliniște? Ce însemna asta? Stătea întins pe salteaua tare, cu privirile ațintite în întuneric, de parcă ar fi vrut să-l pătrundă. Memoria lui se oprea însă mereu în același loc. Se oprea în fața unui perete înalt până la cer, dincolo de care nu putea trece. Era toamnă, un drum noroios și o căruță obișnuită trasă de o mârțoagă burtoasă. Stătea întins în căruță și dormea, iar capul îi se lovea puternic, dureros, de scânduri. L-a trezit durerea. Dar ce a fost mai înainte? Da, aici se ridica acel perete înalt până la cer, iar în spatele lui se ascundea o taină de nepătruns. O viață necunoscută, uitată, ștearsă, smulsă din realitate. Un singur lucru știa. Viața aceea fusese altfel decât cea de astăzi. Trebuia să fie avut vreo legătură cu viața oamenilor bogați și cu acel nume misterios, Beata. În primii ani ai pribegiei încercase să străbată acel baraj care se ridica între memoria lui și trecut. Doar își dădea seama că trebuie să fie avut și el o perioadă a adolescenței și a copilăriei. Din discuțiile prudente purtate cu oameni întâlniți întâmplător, aflase că toți își aduc aminte de anii copilăriei. Nu a mărturisit însă nimănui ciudata infirmitate de care suferea, fiindcă nimeni nu voia să-l creadă. Râdeau de el și ziceau că trebuie să aibă motivele lui pentru care nu vrea să-și aducă aminte trecutul. El însă continua să-și muncească creierul, să reia atacurile împotriva acelui perete, pentru ca de fiecare dată, obosit, istovit până la capătul puterilor, cu mintea rătăcită să se întoarcă la realitate și să-și jure că nu va mai face nicio încercare. Anii treceau. El se obișnuise, se împăcase cu situația lui și nici nu mai trebuia să jure. Doar uneori, împotriva voinței lui, câte o întâmplare trezea în el acea neliniște, acea teamă pe care o simte orice om în fața unor forțe pe care nu le înțelege și care acționează în adâncul lui. Cel mai bun mijloc de a nu se mai gândi la aceste lucruri era pentru el munca și de aceea Antoni Cosiba recurgea la ea cât mai des cu putință. În ziua aceea de cu dimineață era ocupat împreună cu alți deținuți cu dezgroparea țevii de canalizare care pleznise. În urma dezghețului care dura de câteva zile, pământul de la suprafață se prefăcuse într-o masă noroioasă, în timp ce straturile adânci mai țineau minte gerurile, iar ei trebuiau să lucreze din greu cu cazmaua și cu târnăcopul. În jurul orei 10, dinspre cancelarie se apropie de el gardianul șef Iurceac. Oho, cheamă pe cineva la vorbitor, își dădu cu părerea,
unul dintre deținuții mai experimentați. Și nu s-a înșelat. Îl chemau pe Anthony Cosiba. Te caută un domn și o doamnă tânără, îi spuse gardianul. Pe mine? Cred că e o greșeală. Lasă vorba și vină la vorbitor. Anthony nu mai fusese la vorbitor. Nu-l vizitase nimeni, așa că acum își spărgea capul cine poate fi. Dacă ar fi fost Vasil cu Zonia, gardianul nu ar fi spus un domn și o doamnă. În prima clipă, din cauza întunericului din sala despărțită de gratii, nu o putu să recunoaște pe Marisia, mai ales că nu era îmbrăcată în paltonașul ei și cu beretă, ci într-o blană elegantă și cu pălărie. Lângă ea îl zări pe Cinski cel tânăr. Cu o mișcare bruscă, Anthony Cosiba a vrut să se întoarcă. O presimțire îi spunea că l-așteaptă ceva neplăcut, o veste rea, o lovitură neașteptat. De ce sunt împreună și ce-i cu îmbrăcămintea Marisiei? Unchiule Anthony, îl strigă fata, nu mă recunoști, unchiule? Bună ziua, domnule Cosiba, strigă Lezec. Bună ziua, răspunse Anthony încet. Ei, vedeți, nu aveți de ce să vă neliniștiți, îi spuse vesel Cinski. De acum totul o să fie bine. Dacă aș fi aflat mai devreme de necazurile pe care le aveți din cauza noastră, m-aș fi ocupat de procesul dumneavoastră. Acum nu o să mai stați mult aici. Vom face tot ce ne stă în putință ca să grăbim recursul, iar după recurs sunt convins că veți fi eliberat. Cum vă simțiți? Mulțumesc, ca la închisoare. Așa tare ai slăbit, unchiule dragă, spuse Marisia. Tu însă te-ai întremat, porumbițo, îi spuse zâmbind. Marisia dădu din cap. De fericire, de fericire? Da, de marea fericire pe care am întâlnit-o. Ce fericire? Întrebă Cosiba. Marisia îl luă pe Lezec de mână și spuse. S-a întors la mine și nu ne mai despărțim niciodată. Marisia a acceptat să-mi fie soție, adăugă Cinski. Vraciul se agăță cu amândouă mâinile de gratiile care îl despărțeau de ei, parcă s-ar fi temut să nu se clatine și să cadă. Cum așa? Întrebă cu vocea năbușită. Da, unchiule, spuse zâmbind Marisia. Lezec s-a însărătoșit și s-a întors. Vezi că l-ai condamnat pe nedrept. El mă iubește tare mult, aproape tot atât de mult ca mine. Dimpotrivă, o întrerupse vesel Lezec, eu o iubesc mult mai mult. Asta nu se poate. O să ne căsătorim în curând. Am venit aici împreună cu mama lui Lezec. Și mama mi-a cumpărat toate minunățile acestea. Cum îți plac în ele? Abia acum observă ciudata întristarea bătrânului prieten. Unchiule, nu te bucur de fericirea mea? Îl întrebă și deodată înțeles. E foarte urât din partea noastră câtă vreme tu ești aici. Nu te supăra. Vraciul ridică din umeri. Dar cine se supără? Ei, nu m-am așteptat. Să fiți fericiți. Mulțumim. Mulțumim din toată inima, reluă Lezec. Vă rog să nu fiți îngrijorat. Am încredințat cazul celui mai bun avocat de aici, lui Korczynski. El afirmă că vă poate elibera și putem avea încredere în el. Cosiba dădu din mână alehamite. A, păcat de timp. Ce spui, unchiule? Se revoltă Marisia. Nu-i păcat de nimic, îl asigura Lezec. Dumneavoastră sunteți cel mai mare binefăcător al nostru. Cât vom trăi, nu vom reuși să vă răsplătim. Și credeți-mă că am să mă dau și peste cap ca să vă recăpătați libertatea, domnule Cosiba. Pe chipul vraciului se ivi un zâmbet trist. Libertatea? Dar ce să fac cu libertatea? Uimiți? Tinerii se uitară unul la celălalt, dar Lezec scutură din cap. E o depresiune trecătoare. Să nu gândiți așa. De ce vorbești așa, unchiule? Sigur că da, porumbițo. Oftă Anthony, nu trebuie. De ce să vorbim? Să ai parte de bucurie și de liniște, porumbițo. Ei, e timpul, rămâneți cu bine. Iar de mine nu vă faceți griji. Se înclină încet și se întoarse spre ușă. Domnule Cosiba, strigă Lezec. El însă grăbi pasul și era de acum în coridor. Mergea tot mai repede, încât gardianul nu se putea ține după el și se împurie. Ce alergi așa? Mai încet! Îmi rup picioarele alergând după tine. Fraciul încetini pasul și mergea cu capul lăsat în jos. Ce-i domnișoara aceea pentru tine? Întrebă gardianul. Rudă sau o cunoștință apropiată? Ea? Vraciul îl privea pierdut. Ea? Știu eu. Adică cum nu știi? Păi, într-o zi un om poate fi pentru celălalt totul, iar în alta nimic. Ți-a spus unghi. Îți poate spune oricum, asta nu înseamnă nimic. Gardianul gâfâia de furie. Tu ești prea mare filozof pentru mine. Tu? Și putea el închipui ce se petrece în sufletul acestui om? Putea el bănui că deținutul Anthony Cosiba trece prin cel mai greu moment al vieții lui sărace? Atât el cât și cei din celulă au observat doar că parcă ceva îl lovise pe vraci, parcă îl doborâse și îl strivise. Amuțise cu totul, toată noaptea s-a zvârcolit pe salteaua lui, iar dimineața nu s-a mai prezentat voluntar și a rămas singur în celulă. Și nu mințise când i-a spus lui Cinski că nu-și dorește libertatea. Acum nu-și dorea nimic.
După atâția ani de singurătate printre oameni străini, găsise și el o inimă apropiată pe care avea să o piardă din nou. Când a cunoscut-o pe Marisia, când a simțit simpatia pe care a trezit-o în ea, când a înțeles că fata aceasta este pentru el mai scumpă decât orice, a început să creadă că a găsit în sfârșit un scop în viață. Nu, niciodată nu și-a făcut alte planuri. Bănuielile Zoniei privind proiectele lui de căsătorie îi se păreau bizare. Pur și simplu voia să o aibă pe Marisia lângă el. Firește, dacă ar fi vrut să-i fie soție, dacă în felul acesta ar fi putut să-i asigure o existență liniștită și o anumită bunăstare, o crotire și apărare împotriva gurilor rele, s-ar fi însurat cu ea. Dar parcă ar fi preferat să rămână așa cu el, chiar dacă l-ar fi luat pe unul ca Vasilco. Ar locui împreună, nu s-ar despărți niciodată. În fiecare zi i-ar vedea ochii albaștri, i-ar auzi vocea de cristal și ar încălzi inima bătrână la zâmbetul ei primăvăratec. Atunci, fiecare zi ar avea un sens, seara ar ști pentru ce muncește și pentru ce câștigă. Și deodată toate planurile s-au spulberat. Antoni Cosiba nu vedea fericirea Marisiei în faptul că va fi o mare doamnă, că va avea un soț bogat. Nu-i plăcea bogăția, deși nu știa de ce nu avea încredere în ea. Nu avea încredere nici în Cinschi cel tânăr. Nu era nimic curios în faptul că acest domnișor a îndrăgit-o pe Marisia. Ce om care ar cunoaște-o ar trece nepăsător pe lângă ea? De aceea toți tinerii din Radolischi o curtau, iar faptul că Cinschi s-a hotărât să se însoare. Poftă boierească! N-a putut-o cuceri altfel, dar va putea? Va voi el să-i asigure fericirea? E în stare să înțeleagă ce comoară posedă, e în stare să prețuiască cum se cuvine această comoară și să nu o risipească? Cât a fost Marisia la moară, Antoni Cosiba nici n-a adus vorba de Cinschi. A tăcut intenționat, cu toate că văzuse amărăciunea fetei, cu toate că nu-i scăpase nerăbdarea cu care aștepta scrisoarea. În adâncul sufletului se bucura când treceau lunile și nu venea nicio scrisoare. O să sufere porumbița o vreme, gândea el, și o să-l uite. Așa o să fie mai bine pentru ea. Dar lui Cinschi nu putea să-i ierte tăcerea. Îl condamna cât putea de aspru. Nici acum nu putea. Își închipuia că Lezec s-a întors după însănătoșire, a întâlnit-o întâmplător pe Marisia, de care uitase atâta vreme, și a reînviat în el vechiul capriciu. Dar cât durează capriciile unor ușuratici ca el? De altfel, acestea nu erau singurele temeri care îl rodeau pe Antoni Cosiba. Îl chinuia propria înfrângere. Cum o să trăiască și pentru ce? Devenind doamnă, Marisia nu va mai avea nevoie nici de ocrotirea lui, nici de ajutorul lui. Va pătrunde în alte sfere, de 100 de ori mai îndepărtate decât cea dinainte, decât palatul din Ludvicovo, de moara lui Procop Mielnic. Nici n-o s-o mai văd, gândea. Cu cât chipzuia mai mult, cu atât mai amare erau gândurile, cu atât mai puțin voia să trăiască, să se zbată ca să obțină schimbarea sentinței, să se întoarcă în odaia din anexă, în care viitorul începuse să se orânduiască atât de frumos, de luminos, de binefăcător, în care fiecare obiect, iar aminti de Marisia din clipa în care a smuls-o morții. A fost a mea, numai a mea, iar acum mi-au furat-o. Stătea zile întregi chircit și tăcut într-un colț al celulei. Nu-l interesau nici pachetele cu hrană și cu tutun care îi veneau acum des. Le dădea fără nicio împotrivire celorlalți să și le împartă între ei. Așa au trecut sărbătorile. După sărbători, Antoni a fost chemat la cancelarie. Venise noul lui apărător, avocatul Corcinski. Era un brunet încă tânăr, înalt, dar corpolent, cu o figură serioasă și cu priviri vii pătrunzătoare. Ei, domnule Cosiba, îi întinse mâna, am făcut cunoștință cu cazul dumitale. M-am văzut și cu colegul Maclay, am cercetat atent dosarul. În prima instanță, procesul nu a fost condus cum trebuie și sunt de părere că avem multe de făcut. Dacă nu obținem achitarea, deși eu cred în acest lucru, atunci reducem condamnarea la cel mult câteva luni. Am depus toate strădanile pentru ca să fii eliberat. Nu țin la asta, mormăi Cosiba. Și cred că ai dreptate, mai ales că recursul a fost stabilit pentru 1 februarie. Prin urmare, nu a mai rămas nicio lună. Pentru un timp atât de scurt, nu merita să facem toate formalitățile pentru cauțiune. Eu nu am nimic de unde cauțiune. Domnul Cinschi s-a oferit să o depună el pentru dumneata. Prea mare favoare, nu am nevoie de ajutorul domnului Cinschi. Dar de ce? El este foarte bine intenționat. În definitiv, e de înțeles. Ai salvat viața logodnicei lui și poate chiar și a lui. Meritau amândoi. Dar să revenim la cazul nostru. Am și adunat ceva material care îmi va servi la apărare. Nu prea am timp și am să fiu scurt. În primul rând, am cerut să-i se facă radiografii lui Lezec și logodnicei lui. Le-am arătat multor medici. Toți au fost unanimi în părerea că operațiile dumitale nu numai că sunt corecte, dar dovedesc cunoștințe excepționale. Mai cu seamă cea cu baza craniului. Toți spun că a fost fenomenală, așa că trebuie să știu unde și de la cine ai învățat. Vraciul ridică din umeri. N-am învățat. Te rog să nu mi-ascunzi asta, domnule Cosiba, spuse blând avocatul. Dacă dorești, poți să o păstrezi pentru mine, dar trebuie să știu. Poate ai lucrat cândva ca îngrijitor în vreun spital, sau poate ai fost sanitar în timpul războiului. Nu. Dar de când tratezi oameni? Unde ai fost înainte de a te stabili la moara de lângă Radolischi? N-am mai tratat, numai aici.
Doar nu vrei să mă convingi că ai putut să așezi oase fracturate, să faci amputații cu niște instrumente primitive și alte asemenea lucruri fără nicio practică. Eu nu vreau să conving de nimic. Lipsa dumitale de sinceritate îmi îngreunează apărarea. V-am rugat eu să mă apărați? Nu am nevoie de nicio apărare. Avocatul îl privi cu interes. Prefer să stai la închisoare. Mi-e tot una, răspunse posomorât vraciul. Avocatul se înfurie. Dar mie nu mi-e tot una. M-am hotărât și am promis prietenului meu că te scot de aici. Și să știi că n-am să neglijez nimic. Nu vrei să vorbești? Am să aflu de la alții. Nu merită atâta osteneală, vraciul dădu din mână. Eu n-am nevoie de libertate, așa că ce nevoie ar avea altcineva? Nimeni n-are de câștigat dacă sunt în închisoare sau dacă sunt în libertate. Spui prostii, dar chiar dacă ai avea dreptate, în interesul dreptății... Nu există dreptate, îl întrerupse Cosiba. De unde va veni ideea că există dreptate? Avocatul încuvință cu o mișcare a capului. Firește, nu vorbesc de libertate absolută. Poate că ea există, dar în gândirea noastră, noi nu posedăm niciun mijloc de a verifica existența ei. Vorbeam de dreptatea relativă, omenească. Vraciul râse răutăcios. Nu există niciuna. Omenească? Iată, mă vedeți pe mine aici, condamnat la 3 ani. Iar cea absolută? Dumneavoastră nu veți găsi în gândire niciun mijloc de verificare a existenței ei. Dar nu trebuie să o căutați în gândire, ci în simțire, în conștiință. Dar dacă cineva găsește în conștiința lui numai nedreptate, dacă constată că toată viața lui nu-i decât o nesfârșită nedreptate, atunci unde-i libertatea aceea absolută? Că doar nu e pedeapsa. Pedeapsa se aplică în caz de vinovăție. Asta e nedreptate, nemeritată. Ochii îi străluceau, iar degetele îi se strângeau nervos. Avocatul tăcu o clipă, apoi întrebă pe neașteptate. Ce pregătire ai dumneata? Nu am nicio pregătire. În hârtiile dumitale scrie că ai terminat 2 clase la școala populară din județul Calis. Dumneata vorbești însă ca un intelectual. Vraciul se ridică. Viața îl învață multe lucruri pe om. Pot să plec? Imediat, o clipă. Prin urmare, nu vrei să vorbești cu mine deschis. Nu am despre ce vorbi. Cum vrei, nu te poți sili. Iar acum? Poate ai nevoie de ceva. Rufe călduroase, cărți. Nu am nevoie de nimic, spuse apăsat vraciul. Dar dacă totuși vreau ceva, e să mă lase oamenii în pace. Avocatul zâmbi și întinse mâna împăciuitor. Bine, bine, la revedere, domnule Cosiba. Părăsind închisoarea, avocatul Korczynski luase deja hotărârea. Trebuia să meargă la Radoliski, la moară, în satele din împrejurim, să caute martori, foști pacienți ai vraciului și apoi să-i aducă la tribunal, la proces. Cu această ocazie am să trec și pe la Ludvikovo pentru o zi, două, își spuse, și o să fac din cazul acesta un caz de amploare, iar dacă nu-l câștig, sunt un prăpădit. Korczynski era un avocat tânăr, dar calitățile lui native, hărnicia, cunoștințele juridice solide, ei și relațiile pe care le avea i-au asigurat repede avansarea. Iar ambiția îl făcea să urce tot mai sus, pentru ca să se remarce nu numai în baroul de aici, ci să-și facă un nume în întreaga țară. Luase cazul lui Antoni Cosiba nu numai din prietenie pentru Leszek-Cinski, nu numai pentru onorariul bun pe care nu-l putea refuza, ci în principal și în primul rând pentru că l-a interesat foarte mult cazul în sine și simțea elementele de efect care oferă unor procese o popularitate deosebită, iar avocatului în caz de reușită o glorie răsunătoare. Cum de fiecare dată când își asuma apărarea într-un proces nu neglija nimic, a doua zi a și plecat la Radoliski. I-au trebuit 2 zile să bată împrejurimile, să poarte discuții dificile cu oamenii, să adune material. De aceea a trebuit să-și scurteze vizita la familia Cinski. A fost primit cu brațele deschise. Oaspeții plecaseră, iar acasă nu erau decât doamna și domnul Cinski, Leszek și Marisia. Korczynski le povestea amănunțit ce reușise să adune și-și freca palmele. Sunt tot mai puternic. O să vedeți, când îmi amplasez eu toată artileria și deschid un foc concentrat, nu mai rămân din acuzare decât ruine și cenușă. Cosiba acesta este un medic excelent, niciun caz mortal. În schimb, aduc în fața tribunalului câteva 10 de cazuri tratate de el. Dintre acestea, aproape jumătate nu numai că nu au plătit pentru tratament, dar au și fost ajutați de el. Mobilul câștigului cade complet, o să vedeți. Principalul accent am să-l pun însă pe cunoștințele lui. De aceea mi-a venit o idee. Anume? Întrebă Leszek. Iată, cu o zi înainte de proces trebuie să iam la Vilnius pe toți martorii și în primul rând pe tine și pe fermecătoarea ta logodnică. Nu știu dacă tribunalul va accepta propunerea mea și dacă va fi de acord să cheme experți. De aceea am în rezervă un argument tot atât de puternic, dacă nu și mai puternic. Mi-a venit în minte ca un chirurg celebru să-i consulte pe toți pacienții lui Cosiba înainte de proces. Sigur, trebuie să fie o autoritate care, atunci când apare ca martor al apărării, să determine tribunalul să admită opinia lui ca pe cea mai autorizată. Trebuie să fie o stea a chirurgiei. Doamna Cinska încuvință cu o mișcare a capului. În Polonia e unul singur, profesorul Dobraniecki din Varșovia. Ați ghicit, avocatul bătut din palme.
Ei, nu era greu, spuse domnul Cinski râzând. Cred că mai greu va fi să-l convingeți pe Dobranievski să vină. Dacă e vorba de onorariu, interveni Rezec, te rog, Vacek, să nu-ți faci probleme. Ei, nici onorariul nu va fi mic, răspunse râzând Korczynski, dar mai am și alte argumente. Soția lui Dobranievski e verișoară cu soția mea. Rezolvăm noi. Trebuie să rezolvăm, pentru că trebuie să câștig. Marisia îi zâmbi sincer. Vă sunt atât de recunoscătoare pentru această înflăcărare și încurajare. Nici nu vă închipuiți cât sunt delegată de acest om cel mai bun de pe lume și cât îl iubesc. Nici nu știți ce inima are. Asta nu știu, dar vă cred pe cuvânt. În schimb, Cosiba m-a uimit cu inteligența lui. Vorbește ca un om instruit, ceea ce nu se potrivește cu înfățișarea lui, cu școala aceea populară neterminată, cu ocupația lui de argat la moară sau cu cea de vraci. Vezi? Se adresă Marisia lui Lezec. Da, da, recunosc Lezec. Închipuieți, Vacek, că Marisia a observat de mult acest lucru, iar eu am făcut o experiență care ne-a confirmat bănuielile. Ce experiență? Întrebă curios Korczynski. Destul de naivă, de fapt. Am început să discut cu el folosind multe cuvinte, al căror sens nu-l poate cunoaște un țăran simplu și nici un semidoct. Și? A înțeles tot. Și asta încă nu-i nimic. Odată a găsit-o pe Marisia citind versuri de Musset în original și a citit corect o strofă întreagă. Nu numai că a citit, dar pun capul ca și înțeles, adăugă Marisia. Avocatul căzu pe gânduri. Da, asta e într-adevăr ciudat. Există însă autodidacți. Și teza aceasta s-ar putea să prindă bine dacă Cosiba ar vrea să deschidă gura. Cum așa? Tace cu încăpățânare. Nu a vrut să-mi furnizeze nicio informație. A căzut într-un fel de pesimism, de mizantropie, dracu știe ce. Sărmanul. Marisia oftă. Și eu cu Lezec am fost surprinși. De aceea nu am vrut să mai insistăm. Ne-a primit Ursuz. Nici nu mă mir. Să treci prin atâtea. O să-i treacă de îndată ce va fi liber, spuse cu convingere Lezec. Am să fac tot ce-mi stă în puteri, îi asigură avocatul. Ce bun sunteți, spuse Marisia. Eu? Bun? Domnișoară, aici nu-mi cape bunătatea, eu câștig bani. Ei, să nu exagerăm, interveni Lezec râzând. Dacă eu câștig un asemenea proces, devin și mai cunoscut, și mai popular, capăt renume și imediat bani. Tu, se revoltă doamna Cinska, ar trebui să vă fie rușine să pozați în carierist. Nu, eu nu pozez, eu sunt carierist și nici nu neg, dimpotrivă. Mă laud de câte ori am ocazia. Când eram încă student, mi-am propus să fac carieră și fac consecvent. La noi, în mod ciudat, toată lumea îi condamnă pe carieriști. Cuvântul acesta a căpătat un sens peorativ. În fond, ce înseamnă să faci carieră? Înseamnă să folosești toate aturile cu care te-a înzestrat natura, mediul, educația, instruirea, pentru a aplica în practică toate aptitudinile, inteligența, energia, priceperea de a întreține relații cu oamenii. Cine nu știe să facă uz de condițiile pe care le are, acela le irosește. E un risipitor și un nătăfleț. Firește, sunt și carieriști necinstiți, așa cum sunt și boxeri necinstiți, care folosesc în luptă mijloace nepermise, dar asta e altă chestiune. Eu, spre exemplu, am cea mai mare încredere în carieriști, fiindcă știu că nu mă dezamăgesc, pentru că au ambiție, au vigoare, pentru că vrând să-și asigure condițiile cele mai favorabile, le asigură și cauzei pe care o slujesc. Korczynski râse și adăugă. Dacă aș fi dictator, toate funcțiile de demnitari le-aș ocupa cu carieriști. Domnul Cinski scutură din cap. Raționamentul dumitale mi se pare prea simplist. De ce? Pentru că la un carierist, dorința de a face carieră e uneori atât de puternică, încât intrând în conflict cu simțul datoriei, ea trebuie să învingă. Uneori, reluă avocatul, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu înregistrăm cumva pierderi mai mari din cauza incapacității și indolenței unor înfometați, a unor paria benevoli? Cred că tocmai de aceea suntem un popor de oameni săraci, fiindcă la noi domină psihoza disprețului pentru toți cei care s-au îmbogățit ori și-au asigurat o poziție socială. Avem respect numai pentru cei care au primit totul fără niciun merit personal, fără niciun efort, adică prin moștenire. Văd că ești partizanul cultului american pentru milionari. Nu toate lucrurile sunt proaste în America, zâmbi Korczynski. Doamna Eleonora întrerupse discuția, revenind la procesul vraciului. Pe urmă s-a servit masa, iar seara Korczynski a plecat la gară. Face impresia unui om care nu știe să cedeze, își dădu cu părerea doamna Cinska după plecarea lui. Da, confirmă Lezec. De aceea am mari speranțe în privința procesului și cred că ar trebui să grăbim renovarea căsuței în care îl vom instala pe Cosiba. La casă se lucra de o săptămână sub supravegherea atentă a celor doi logodnici, cărora nici prin minte nu le trecea că truda lor este zadarnică și că viitorul va arăta cu totul altfel decât îl planificaseră ei. Capitolul 19. Mica sală a curții de apel s-a umplut repede cu un public ciudat. Cojoacele cărămizii ale țăranilor din zona Radolischi se amestecau cu paltanele elegante de blană ale orășenilor. Procesul trezise mare interes nu numai în cercurile juriștilor, unde de mult circulau zvonuri excitante despre senzaționala apărare pe care o pregătea Korczynski, dar făcuse vâlvă și în lumea medicilor atât din cauza aspectului general al problemei, cât și datorită faptului că la proces avea să apară ca martor profesorul dr. Dobranievski, cel mai de seamă chirurg polonez, care se bucura de considerație generală, de respect și celebritate. Printre medicii veniți la tribunal, nu lipseau foști elevi ai celebrului profesor și nu era nimeni care să nu aștepte cu cel mai mare interes opinia lui cu privire la practicile vrăjitorești.
Dacă se mira cineva, apoi se mira că profesorul a fost chemat în calitate de martor al apărării și nu al acuzării, și de aceea toți se așteptau să audă lucruri senzaționale. Că așa avea să se întâmple într-adevăr, se putea constata și după înfățișarea avocatului Korczynski. Vesel și comunicativ, ședea pe marginea mesei sale, cu toga descheiată, cu mâinile în buzunarele pantalonilor și discuta cu câțiva colegi din barou. Alături pe masă stăteau vrafuri de acte și note, la care însă nici nu se uita. Asta însemna că stăpânea perfect materialul și că avea apărarea pregătită în amănunțime. Și într-adevăr era sigur pe el, mai cu seamă, începând de ieri. Ieri dis de dimineață l-a întâmpinat la gară pe profesorul Dobranietski și l-a condus la o clinică particulară unde fuseseră aduși foștii pacienți ai vraciului Cosiba. Cu mici pauze, profesorul și-a petrecut aproape toată ziua consultând pacienții, studiind radiografiile și dictând stenografei concluziile sale. Avocatul Korczynski nu neglijase nimic ce putea asigura câștigarea procesului. A avut grijă să verifice prezența tuturor martorilor de care avea nevoie, a cercetat temeinic dosarul și acum putea aștepta liniștit procesul. În sală a fost adus acuzatul, care și-a ocupat apatic locul sub supravegherea polițistului. Înfățișarea lui Anthony Cosiba părea să fie în cel mai strident contrast cu satisfacția volubilă a apărătorului. S-a așezat gârbovit, și-a plecat capul și privea nemișcat la dușumea. Barba îi încărunțise și mai mult. Pielea de pe față se îngălbenise, sub ochi îi se conturau clar pungi vineții. Nici nu se uita prin sală, de parcă nu auzea vocile binevoitoare ale cunoscuților care îi spuneau pe nume, ori poate că într-adevăr nu le auzea, fiindcă nu a reacționat nici la întrebarea pusă de apărător. Abia sunetul pătrunzător al clopoțelului și ordinul polițistului care i-a poruncit să se ridice l-au trezit pe Cosiba. S-a ridicat greoi și s-a așezat din nou adâncit în gândurile sale. În sala aceasta el era singurul om pe care nu-l interesa câtuși de puțin desfășurarea și rezultatul procesului. A răspuns ca un automat la întrebările puse în scopul stabilirii identității, apoi s-a cufundat iar în imobilitatea lui apatică. Dacă aș avea de-a face cu curtea cu jurați, se gândi zâmbind Korczynski, numai înfățișarea acestui sărman mi-ar fi suficientă pentru a obține grațierea. Între timp începuse audierea martorilor. Depunea majorul Ziomek. La întrebările construite cu precizie de acuzator, Ziomek era obligat să ofere răspunsuri care îl învinuiau pe acuzat. Cosiba a recunoscut furtul valizei cu instrumente, nu a înapoiat valiza, a ascuns-o și a ținut-o câteva săptămâni, a înapoiat-o sub amenințarea cu percheziția, care tot ar fi dus la descoperirea obiectului sustras. Au urmat întrebările apărării. În calitatea sa de comandant al postului de poliție din Radolinski, martorul a avut vreo reclamație împotriva lui Cosiba? Nu, niciuna. Înainte de momentul însușirii instrumentelor, ați fi considerat posibilă eliberarea unui certificat de moralitate lui Anthony Cosiba? Sigur că da, era un om foarte cum se cade. De ce nu l-ați arestat pe Cosiba după dovedirea furtului? Pentru că, după părerea mea, nu exista teama că ar putea fugi. Era suficient angajamentul lui Cosiba că nu va părăsi domiciliul. Dumneavoastră știați că Anthony Cosiba a venit nu de mult în regiunea dumneavoastră și că vreme de mulți ani și-a schimbat foarte des domiciliul? Știam. Și cu toate acestea, ați avut încredere în el că își va respecta angajamentul? Da, și nu m-am înșelat, fiindcă nu a fugit. Mulțumesc, nu mai am alte întrebări. Următorul martor a fost doctorul Pavlitski. La început a declarat indispus că nu mai poate adăuga nimic la declarațiile sale anterioare, dar presat de procuror a început să povestească. A fost de 3 ori în încăperea în care locuia acuzatul. În ce scop? Întâi ca să-l prevină împotriva practicării ilegale a medicinii, pe urmă chemat la un accident și ultima dată pentru a recupera instrumentele chirurgicale furate. Ce condiții igienice ați găsit acolo? De-a dreptul deplorabile. Hainele acuzatului erau jegoase, mâinile foarte murdare. În multe locuri tavanul era acoperit cu pânze de paianjen. Am observat că vasele în care fierbea plantele erau acoperite de o murdărie plină de grăsime. Probabil că serveau și la pregătirea hranei. Făceau impresia că n-au fost spălate niciodată. Dușmeaua era plină de gunoi și de tot felul de vechituri. Era o duhoare insuportabilă. Unde făcea Cosiba operațiile? Chiar în încăperea aceea. În asemenea condiții, în cazul unor intervenții mai serioase, pacientul era amenințat de infecție? Firește, nu numai în cazurile mai serioase, chiar și în cazul celei mai neînsemnate răni. Dacă la rana ajunge murdărie, praf sau ceva asemănător, există primejdia unei infecții sau unui tetanos. Cum a reacționat acuzatul la avertismentele dumneavoastră? Le-a ignorat total. Ați văzut instrumentele chirurgicale pe care le utiliza vraciul la operațiile sale? Le-am văzut, dar acestea nu erau instrumente chirurgicale. Am văzut simple unelte de lăcătuș, ciocane, dălți, clește și altele, precum și un simplu cuțit de bucătărie și un ferăstrău de grădinar. În ce stare erau acele unelte? Unele erau ruginite. Pe o dată am văzut pete de sânge.
Toate miroseau a petrol sau a benzină, pe care se vede că deținutul le utiliza ca dezinfectant. Petrolul sau benzina sunt dezinfectante? Da, însă într-o măsură neînsemnată. În zona Radoliski sunt mulți vraci activi, în apropiere 10-20, în județ sunt însă vreo câteva zeci. Sunt o adevărată plagă. Cum explicați acest lucru? Prin înapoirea populației. Mortalitatea în rândul populației e mare? Foarte mare. Ați fost chemat la cazuri în care moartea a survenit ca urmare a practicilor vrăjitorești? Foarte des. La dosar se află o copie a memoriului meu înaintat autorităților, în care dau și cifre. Personal, am notat 72 de cazuri în decurs de 2 ani. După datele oferite de toți medicii în întreg județul, practicile vrăjitorești au determinat moartea a peste 200 de persoane. Apoi martorului i s-a adresat apărarea. Domnul doctor a afirmat adineaori că este chemat foarte des la victime ale practicilor vrăjitorești? Așa este. De câte ori ați avut de-a face cu victime ale lui Anthony Kosiba? Nu mi-amintesc. A, da? Dar atunci vă amintiți măcar un caz de acest fel? Nu. Ciudat. Kosiba vindeca în imediata apropierea orășelului Radoliski, vindeca în condiții igienice îngrozitoare, folosea cele mai primitive unelte de operații. Și cu toate acestea, dumneavoastră, nu ați auzit de niciun caz mortal din vina lui? Poate că totuși ați auzit. Nu, răspunse medicul după o clipă de gândire. Cum se poate explica așa ceva? Avea Kosiba puțin clienți? Nu i-am numărat pacienți. Vă înșelați, domnule doctor. Depozițiile dumneavoastră în prima instanță afirmă că i-ați numărat. Onorată instanță, cer să se dea citire fragmentului respectiv din depoziția martorului. Volumul 2, pagina 33, aliniatul 1. Președintele făcu o grimasă. Nu e important pentru caz. Vreau să dovedesc că după calculele martorului, dr. Pavlitski, Kosiba avea până la 30 de pacienți pe zi. S-a citit pasajul indicat, după care apărarea s-a adresat din nou martorului. La întrebarea domnului procuror, ați declarat că ați fost de 3 ori în încăperea lui Kosiba, între care o dată chemat? Exact. De ce ați fost chemat? La 2 grav răniți într-un accident de motocicletă. Cine v-a chemat? Unul, Voidilo. După cum am aflat mai târziu, chiar cel care provocase accidentul. La indicația cui ați fost chemat? Se pare că la indicația lui Kosiba. Nu vă amintiți cumva dacă Anthony Kosiba v-a explicat de ce v-a chemat? Ba da, erau 2 grav răniți și spunea că nu se poate descurca singur. V-a rugat să salvați fata rănită? Da, dar am considerat starea ei lipsită de orice șansă. I-am administrat doar o injecție pentru fortificarea inimii. Kosiba v-a rugat să-i permiteți să folosească instrumentele dumneavoastră chirurgicale în scopul operării rănitei? Da, dar niciun medic în locul meu nu i-ar fi îndeplinit o asemenea rugăminte. Și tot așa, niciun medic nu s-ar fi oferit să opereze o muribundă numai pentru că o consultare superficială i-a sugerat bănuiala că operația nu poate salva pacienta? Doctorul Pavlitski se înroși. Nu aveți dreptul să mă jigniți. Resping întrebarea, interveni președintele. Avocatul înclină capul. Ce v-a determinat să credeți că accidentata este irecuperabilă? Era o fractură a bazei craniului. Pulsul dispăruse aproape complet. Dar știți că Anthony Kosiba a efectuat operația și a salvat pacienta? Știu. Cum vă explicați? Medicul ridică din numeri. Cel mai uimitor caz din cariera mea. Cred că e vorba de o întâmplare ieșită din comun. Când ați sosit la mare, vraciul v-a comunicat diagnosticul lui? Da. Și coincidea cu al dumneavoastră? Da. Prin urmare, nu vi se pare că stabilim corect diagnosticul și executând cu succes o operație deosebit de primejdioasă? Anthony Kosiba a demonstrat un mare talent chirurgical? Medicul ezită. Negreșit. Trebuie să recunosc cinstit că în multe cazuri m-a pus pe gânduri. Mulțumesc. Nu mai am alte întrebări. Avocatul înclină capul și privi zâmbind spre procuror. Pe urmă s-au citit depozițiile câtorva martori ai acuzării la procesul anterior, după care au început să se perinde unul după altul martorii apărării. Prin urmare au făcut depoziție bătrânul Morar cu fiul lui, familia Cinski, în sfârșit o serie întreagă de foști pacienți ai lui Anthony Kosiba. Emoționantă a fost depoziția lui Procop Mielnic, care a încheiat astfel. Cerul l-a adus în casa mea, blagoslovindu-mă pe mine, păcătosul, familia mea și pe oamenii din împrejurim. L-a trimis cerul și nu duhul rău, pentru că niciodată nu s-a ferit de sfânta muncă. Putea cere de la mine orice, putea sta fără să facă nimic, numai să mănânce și să doarmă. Dar el era cel din tâi și la muncile ușoare și la cele grele. Și așa până la proces. Cu toate că nu mai e om tânăr. Așa că noi rugăm onorata instanță să-i dea drumul spre slava cerului și folosul oamenilor. Capul cărunt al bătrânului se pleca adânc, procurorul își încruntă sprâncenele, iar toți cei prezenți își îndreptară privirile spre acuzat. Anthony Kosiba ședea însă tot indiferent, cu capul aplecat. Nu auza nici întrebările abile ale procurorului, nici contraatacurile apărării, nici depozițiile martorilor. Pentru scurt timp, l-a trezit vocea sfioasă și tremurătoare a Marisiei.
Atunci și-a ridicat privirile, și-a mișcat buzele, apoi iar a căzut în apatie. Nu mi-a mai rămas nimic, își spunea. Nu mă mai așteaptă nimic. Între timp, la bal și-a făcut apariția cel mai important martor, de pozițiile cărui avocatul Korczynski le acorda cea mai mare însemnătate. Nu numai el, de altfel, îl așteptau cu nerăbdare atât judecătorii cât și publicul. Urma să ia cuvântul luceafărul științei, chirurgul excepțional, cel dintâi în lumea medicală, persoana gratissima, într-un fel reprezentantul ei oficial, președintele și ocrotitorul ei. Cine nu-l cunoștea personal, cine nu l-a văzut niciodată, tocmai așa și-l închipuia pe profesorul Dobranietski. Un bărbat înalt, în puterea vârstei, ușor corpulent, cu un profil acvilin superb și cu fruntea înaltă. Fiecare mișcare a lui, sonoritatea vocii, privirea gravă, demonstrau o siguranță pe care o dă numai sentimentul propriei valori, a valorii general recunoscute și susținute de pozițiile cucerite în viață. Mai multe persoane, a început el, mi s-au adresat în calitate de chirurg, rugându-mă să le controlez starea sănătății. Toate suferiseră diferite traumatisme sau afecțiuni grave, în urma cărora s-au supus unor intervenții chirurgicale făcute de un vraci de țară pe numele de Cosiba. Auscultația și radioscopiile făcute cu ajutorul aparatului Röntgen au indicat cele ce urmează. Aici profesorul a început să enumere numele martorilor audiați puțin mai înainte, adăugând descrierea afecțiunilor, gradul lor de periculozitate, aprecierea asupra intervențiilor chirurgicale și a rezultatelor tratamentului. Ploua cu denumiri latinești, cu termeni medicali, cu expresii de specialitate. Rezumând, încheie profesorul, trebuie să constat că în toate cazurile enumerate mai sus, operațiile au fost realizate absolut corect, fără îndoială cu solide cunoștințe de anatomie, și-au salvat victimele de la moarte sau de la infirmități iremediabile. Președintele înclină capul. Cum explicați faptul că un om lipsit de orice pregătire a putut efectua intervenții atât de riscante cu rezultate pozitive? Și eu mi-am pus această întrebare, răspunse profesorul Dobranietski. Chirurgia este prin natura ei o știință empirică, bazată pe experiența și observația a mii de generații. Începuturile intervențiilor chirurgicale datează din îndepărtatele timpuri preistorice. Arheologii cunosc descoperirile din epoca de bronz, ba chiar și a pietrei șlefuite, care permit să se afirme că încă pe atunci oamenii știau să potrivească oasele fracturate, să amputeze membre, etc. Cred că printre oamenii de la sate, familiarizați cu anatomia animalelor domestice, se găsesc unii cu un excepțional spirit de observație, care uneori vin în ajutorul oamenilor, câștigând o bună practică în cazurile mai mărunte și mai puțin complicate. Aici însă, interveni președintele, dumneavoastră ați calificat marea majoritate a cazurilor ca fiind afecțiuni complicate și primejdioase. Într-adevăr, de aceea și recunosc că am fost uimit. Acest vraci trebuie să posede nu numai experiență, dar și un talent de-a dreptul fenomenal. Se gândi o clipă și adăugă. Intuiție. Da, intuiție chirurgicală, lucru foarte rar întâlnit. Personal, am cunoscut cândva un singur chirurg cu asemenea siguranța mâinii și cu asemenea intuiție. Dar ce înseamnă siguranța mâinii? Siguranța mâinii? În primul rând, precizia inciziilor. Mulțumesc, spuse președintele. Părțile au întrebări? Procurorul scutură negativ din cap, dar avocatul Korczynski strigă. Eu am, domnule profesor, ați întâlnit la vreunul dintre pacienții lui Cosiba pe care i-ați consultat vreo urmă de infecție? Nu. Mulțumesc, nu mai am alte întrebări. Profesorul se înclină și se așeză în primul rând de scaune, alături de familia Cinski. Acum, pentru întâia oară, își aruncă privirile spre banca acuzaților. Zări un bărbos lat în numeri, slăbit, care arăta de vreo 60 de ani. Deci așa arată vraciul, își spuse. Tocmai era gata să-și întoarcă privirile când îl puse pe gânduri comportarea ciudată a acuzatului. Antoni Cosiba își ațintise asupra lui privirea parcă inconștientă. Pe buzele lui se ivise un zâmbet indeșifrabil, șovăielnic și interrogativ. Ce om ciudat! Constată în gând profesorul și se întoarse. După o pauză mai lungă, se văzu nevoit să-și abată din nou privirile spre vraci. Expresia feței lui osoase nu se schimbase, dar acum îl sfredelea de-a dreptul cu privirea. Dobranietski se foi nervos pe scaun și își îndreptă privirile spre procuror, care tocmai își începuse pledoaria. Vorbea cu o voce destul de monotonă și poate că aceasta îi lipsea argumentele de sugestivitate, iar frazele scurte, dar concrete, stăpânite și logice, de plasticitate. Procurorul recunoștea că sentința din prima instanță poate fi considerată prea aspră de oamenii care se conduc după sentimente. Recunoștea că acuzatul Cosiba nu face parte din specia cea mai înrăită de șarlatani. Recunoștea chiar că putea fi împins spre practicile sale de porniri nobile. Dar, continuă el, noi nu facem acte de caritate. Suntem reprezentanți ai legii. Și nu avem voie să uităm că acuzatul a încălcat legea. Profesorul
Dobranievski se străduia să-și concentreze atenția asupra argumentării procurorului, dar nu lăsa în pace acea senzație insuportabilă. Pur și simplu simțea în ceafă privirea acestui Cosiba. Ce vrea de la mine?" se irita în sine. Dacă în acest fel își exprimă recunoștința pentru depoziția mea..." Fără îndoială există și circumstanțe atenuante," continuă procurorul. Dar nu putem ignora faptele. Furtul rămâne furt. Dosirea obiectului furat..." Nu, în asemenea condiții îi era cu neputință să se concentreze. Ochii acestui om aveau o forță magnetică. Dobranievski se întoarse spre el aproape furios, dar rămase uimit. Vraciul stătea cu capul aplecat. Mâinile mari îi atârnau fără vlagă peste balustradă. Deodată, în mintea profesorului încolți o bănuială năstrușnică. Trebuie să-l fi văzut undeva pe acest om. Memoria începu să lucreze. Profesorul avea încredere în memoria lui. Nu-l înșelase niciodată. Iar acum, după un timp, ajunse la concluzia că a fost o clipă când îl amăgise o asemănare lipsită de importanță. Probabil un pacient întâmplător de acum câțiva ani. De altfel, nici nu avea timp să se mai gândească la asta, fiindcă tocmai se ridicase avocatul Korczynski și vocea lui baritonală cu sonorități metalice răsună electrizant. Onorată instanță! Numai destinul orb și o regretabilă neînțelegere au făcut ca acest om să se găsească în această sală în fața tribunalului. Nu aici este locul lui. Și nu acest areopag este îndreptățit să-i judece faptele. Antoni Cosiba ar trebui să se afle acum în aula universității noastre. Ar trebui să se afle în fața senatului universității și nu să-și aștepte sentința, ci înmânarea diplomei de doctor honoris causa al facultății de medicină. O, nu, domnilor judecători, nu am fost furat de fantezie. Nu alerg după efecte oratorice și nici nu visez imposibilul. Dar dacă astăzi este imposibil să se acorde unui vraci titlul de doctor, aceasta se datorează numai faptului că în legislația noastră există o lacună. Când diverse meserii, răspunderea este diferit apreciată. Onorată instanță, nu putem fi de acord să încredințăm viața oamenilor unui medic ale cărui cunoștințe și pricepere nu sunt garantate de absolvirea medicinei, dar o încredințăm fără șovăire unui inginer, constructor de mașini sau de poduri. Iar titlul de inginer, ca și toate drepturile ce decurg de aici, le poate obține oricine dovedește prin munca sa că posedă suficiente cunoștințe și aptitudini profesionale, chiar dacă nu a studiat politehnica. Doriți să citez aici numele cunoscute ale unor învățați care împărtășesc știința lor miilor de audienți la politehnică, fără să se poată lăuda cu diploma de absolvire a unei școli generale? Din păcate, legiuitorul nu a prevăzut aceste posibilități și pentru profesiunea de medic. Dacă ar fi fost așa stenograma procesului de astăzi, i-ar fi fost suficientă lui Antoni Cosiba pentru a obține titlul de doctor. Ce dovezi mai bune, mai elocvente privind cunoștințele și aptitudinile lui ar putea fi adunate decât cele oferite de desfășurarea procesului, de depozițiile martorilor, care de fapt au venit aici nu ca martori, ci ca mărturii concrete, ca dovezi vii ale cunoștințelor medicale ale acuzatului. Au venit aici ca niște lazări, cărora el le-a spus sculați-vă, și au venit să mărturisească adevărul, au venit să-l arate cu degetul pe binefăcătorul lor și să spună, acesta este. Am fost infirmi, iar el ne-a făcut să umblăm, am fost bolnavi, iar el ne-a vindecat, am fost cu un picior în groapă, iar el ne-a poruncit să trăim. Dar domnul procuror îl găsește vinovat pe Antoni Cosiba că a îndrăznit să salveze oamenii fără să aibă diploma. Dar dacă s-ar fi aruncat în apă ca să salveze oameni de la NEC, ar fi trebuit să aibă certificat de absolvire a școlii de înnot? Eu nu sunt demagog și nici nu apăr vrăjitoria. Dar cu atât mai vehement trebuie să protestez împotriva procedeului folosit de acuzare. Au fost alăturate aici două adevăruri aparent întâmplătoare. Primul, că Antoni Cosiba e vraci, și al doilea, că vracii sunt șarlatani care operează cu un întreg arsenal de trucuri și artificii, de farmece și de scântece și alte nimicuri. Să fie cu iertare. O astfel de alăturare e perfidă, fiindcă, după câte știm din desfășurarea procesului, acuzatul nu a făcut niciodată uz de trucuri. În desfășurarea procesului a căzut cu brio și acuzația conform căreia Cosiba ar fi acționat în scopul obținerii unor profituri. De vreme ce actul de acuzare găsește în activitatea lui o infracțiune, singurul motiv al infracțiunii se spulberă, fiindcă unicul motiv plauzibil poate fi mania. Da, în altă instanță. Acest om este un maniac. Este robul maniei ajutorării oamenilor suferinți, al ajutorării gratuite, ba mai mult, cu prețul pierderii propriei libertăți, cu prețul stigmatizării, cu prețul priciului închisorii și al locului rușinos din această boxă. N-am să mă opresc mai mult asupra faptului dacă Antoni Cosiba a fost un medic bun sau nu. M-au scutit de acest lucru martorii. M-a scutit în primul rând luceafărul chirurgiei noastre, a cărui opinie reprezintă cel mai autorizat atestat. Nu am de gând să fac uz de argumentul facil că doctorul în medicină Pavlitski nu a avut, cum a declarat el însuși, niciun singur pacient al acestui vraci care să-i fi cerut ajutorul, în schimb acest vraci a prevenit infirmitatea într-un caz, iar în două a salvat de la moarte două persoane în fața cărora doctorul Pavlitski s-a arătat neputincios.
Domnilor judecători, vreau să vorbesc despre cea mai mare vină a lui Anthony Cosiba. Vreau să vorbesc despre ceea ce acuzarea a adus în prim plan. Vreau să vorbesc despre condițiile neigienice din încăperea în care făcea operațiile. Am fost în acea încăpere și trebuie să-i mărturisesc domnului procuror că martorii pe care i-a chemat au caracterizat cu multă indulgență condițiile neigienice de acolo. Au uitat să adauge că la ferestre sunt crăpături prin care suflă vântul, că dușumea sunt spărturi prin care trage umezeala, că picură din tavan, că sola scoate fum, că în încăpere nu numai că nu lipsa murdăria, păienjenișul și praful, dar era și plin de gândaci. Am văzut și instrumentele cu ajutorul cărora Cosiba făcea operații. Sunt niște fiare vechi, ruginite, șterpite și strâmbe, legate cu sârmă și cu soară. Într-o asemenea încăpere și cu asemenea instrumente opera Cosiba oameni. Dar pentru numele lui Dumnezeu, nici unul operat de el nu a murit. Nici unul nu a făcut infecție. Văd aici în sală numeroși medici remarcabili și experimentați și întreb. Aceasta este meritul sau vina lui Cosiba? Îi întreb. Dacă faptul că cineva face atâtea operații dificile în asemenea condiții îngrozitoare pledează împotriva sau în favoarea lui? Dacă pentru asta trebuie să fie aruncat între cei patru pereți ai închisorii sau merită o sală de operații cu porțelan și sticlă? Prin sală trecu un murmur, iar când murmurul încetă, avocatul Korczynski continuă. Și încă o acuzație apasă asupra acestui bătrân, a cărui viață nu a cunoscut până acum nicio pată, în care a avut de plină încredere până și poliția, altfel atât de circumspectă, a săvârșit un furt. Da, l-a ispitit luciul instrumentelor chirurgicale de precizie, atât de strălucitoare, și le-a furat. Ce-i drept? Înainte a încercat să împrumute aceste instrumente, dar refuzat categoric, le-a furat. Dar de ce a făcut-o? Ce l-a împins pe acest om cinstit la infracțiune? În ce situație și din ce motive a răvnit la bunul altuia? În încăperea aceea, tocmai atunci era pe moarte o fată. O viață în floare se cufunda în abisul morții, iar el, Anthony Cosiba, știa, simțea, înțelegea că fără acele instrumente strălucitoare nu-i poate oferi un ajutor eficient. Întreb, cum trebuia să procedeze Anthony Cosiba? Avocatul își plimbă privirile arzătoare prin sală. Cum trebuia să procedeze, strigă el. Cum ar fi procedat fiecare dintre noi în locul lui? Eu găsesc un singur răspuns. Fiecare dintre noi ar fi făcut ce a făcut și Anthony Cosiba. Fiecare dintre noi ar fi furat acele instrumente. Fiecăruia dintre noi conștiința ne-ar fi spus că aceasta este datoria, datoria noastră morală. Izbi cu pumnul în masă și tăcu o clipă. În vechea Austrie, continuă el, există un ordin militar deosebit. Se dădea pentru fapte curioase, pentru nesubordonare, pentru încălcarea disciplinei, pentru refuzul de a îndeplini un ordin. Era unul dintre cele mai importante și mai rar atribuite ordine, dar reprezenta cea mai râvnită distinție. Dacă tribunalele poloneze ar avea dreptul să dea nu numai pedepse, ci și distinții, un astfel de ordin pentru încălcarea legii ar trebui să strălucească pe pieptul lui Anthony Cosiba la ieșirea din această sală. Cum din păcate un asemenea ordin nu există, primească dar ca recompensă faptul că fiecare om cinstit va socoti o onoare pentru el să strângă această mână trudită și murdară ca pe cea mai curată mână de pe lume. Korczynski se înclină și se așeză. Profesorul Dobraniecki observă cu surprindere pe fața lui și pe ploapele lăsate expresia unei emoții. Emoționat era și el ca și publicul. Unul dintre judecători își ștergea ușor cu degetul îndoit colțurile gurii. Altul stătea cu ochii ațintiți în hârtii. Sentința de achitare părea o formalitate, cu atât mai mult cu cât procurorul renunțase la replică. Acuzatul are dreptul la cuvânt, spuse președintele. Anthony Cosiba nu se mișcă. Ai dreptul la ultimul cuvânt. Avocatul Korczynski îl scutură de cot. Eu nu... Am nimic de spus. Mie tot una. Și se așeză. Dacă în clipa aceea cineva s-ar fi uitat la profesorul Dobraniecki, ar fi rămas foarte surprins. Profesorul se îngălbenise brusc, făcuse o mișcare de parcă ar fi vrut să se ridice de pe scaun și deschisese gura. Nimeni însă nu observase nimic. Oamenii tocmai se ridicau, fiindcă instanța se retrăgea să delibereze. Discuțiile umpluseră sala, mulți îl înconjuraseră pe Korczynski, felicitându-l pentru excelentă apărare. Alții ieșiseră pe coridor la o țigară. Profesorul Dobraniecki porni după cei din urmă. Mâinile îi tremurau în timp ce își scotea portsigaretul. Găsi o bancă liberă într-un colț îndepărtat și se lăsă greu pe ea. Da, îl recunoscuse. Acum știa sigur. Vraciul Anthony Cosiba fusese cândva profesorul Rafal Vilciur. Vocea aceea. N-a uitat nicio clipă vocea aceea. Doar îi ascultase an de rândul sonoritatea. Întâi ca tânăr student la medicină, apoi ca asistent al lui, în cele din urmă ca medic începător, sprijinit de marele om de știință. Cum de nu i-a recunoscut imediat trăsăturile? Cum nu l-a putut distinge sub barba cea căruntă? Mai mult, cât de prost a putut fi mai devreme când nici nu-l văzuse pe Anthony Cosiba, dar privea uimit urmele operațiilor făcute de el. Nu putea concepe ca un vrac de la țară să poată realiza atât de fantastic intervenții atât de complicate, în fața cărora ar ezita chiar și el, profesorul Dobraniecki.
Ar fi trebuit să-i recunosc imediat mâna. Ce prost am fost. Apoi mai avea și alte indicii. Printre cei consultați era și domnișoara aceea operată de fractură a bazei craniene. Ce-i drept? Pe Dobranievski îl frapase numele ei. Vilciurovna. Dar în graba aceea uitase să o întrebe pe fată. Numele era destul de frecvent. Chiar el avusese câțiva pacienți, Vilciur. Totuși, trebuia să-i dea de gândit. Vârsta acestei Vilciurovna părea să corespundă vârstei fiicei profesorului Vilciur. Când a dispărut împreună cu mama sa din Varșovia, avea 7 ani. Da, e clar. Nu putea fi o întâmplare. Vraciul Cosiba și ea... Profesorul aruncă țigara neterminată și șterse fruntea. Era transpirată. Prin urmare, nu a murit, nu a fost ucis. S-a ascuns aici în haine țărănești și sub nume străin, s-a ascuns împreună cu fica. Dar de ce nu i-a schimbat și ei numele? De ce tatăl și fica lăsau să se creadă că sunt străini unul de celălalt? Acum și-a amintit cuvintele pe care i le spusese fata în timpul consultației. Unchiul Antoni a făcut pentru mine mai mult decât m-aș fi putut aștepta de la un unchi adevărat. Ce rost avea comedia asta? Ei, și tatăl ei ar fi fost suficient să se ridice și să spună: aveam dreptul să operez și să tratez. Nu sunt vraciul Cosiba. Sunt profesorul Rafal Vilciur. Ar fi fost eliberat. Atunci, de ce ține cu atâta îndărătnicie la masca lui? Putea să-și dezvăluie adevăratul nume în fața primei instanțe, dar a preferat o condamnare de 3 ani. Dacă profesorul Dobranievski nu și-ar fi cunoscut atât de bine fostul șef și magistru, poate ar fi crezut că Vilciur ascundea o infracțiune sau o crimă. Dar și acum n-ar face decât să dea de numer dacă cineva i-ar fi sugerat o asemenea idee. Nu, aici trebuia să se ascundă o taină mai adâncă. În mintea lui Dobranievski reînviară primele zile de după dispariția profesorului. Să fi fost fuga doamnei Beata cu fica sa, urmată de dispariția profesorului Rafal, o comedie bine regizată? Și care puteau fi motivele? Au abandonat avere, poziție socială, glorie, totul și au fugit, dar cu ce scop? Gândirea rațională a lui Dobranievski nu admitea nicio explicație care nu putea fi susținută de niște premise logice care nu avea la bază un impuls rațional, uman. Acum însă nu avea timp să se ocupe de dezlegarea enigmelor. Din clipă în clipă trebuia să se pronunțe sentința. Firește, va fi o sentință de achitare, dar s-ar putea să fie și de condamnare. Este de datoria mea să-l anunț imediat pe avocat și să cer reluarea procesului, să declar pe cine am recunoscut în persoana vraciului Cosiba. Dobranievski își mușcă buzele și repetă: da, e de datoria mea. Totuși nu s-a mișcat din loc. Prea repede îi alergau gândurile, prea violent pătrundeau în imaginația lui urmările acestui pas. Înainte de a lua o hotărâre, trebuia să ordoneze totul, să filtreze, să judece lucid și calm și să prevadă consecințele. Nu-i plăcea și nici nu putea să acționeze la întâmplare, sub influența impulsurilor. În primul rând, trebuie să mă liniștesc, își spuse pe un ton pe care îl folosea când își admonesta pacienții nervoși. Scoase o țigară și o aprinse cu băgare de seamă. Constată că tutunul este prea uscat, că astăzi a fumat mai puțin ca de obicei și că ar trebui să limiteze fumatul la 20 de țigări pe zi. Aceste preocupări simple și reflexii secundare îi redară echilibrul, iar consecința se văzu imediat. Își aminti un amănunt nespus de important, un amănunt pe care până acum nu-l luase în considerare și care în fond schimba întreaga situație. În timpul procesului, vraciul Cosiba îi zâmbea, în modul cel mai evident îi zâmbea. Mă privea ca pe un cunoscut pe care nu-l poți identifica și nici nu ascundea faptul că încerca să mă recunoască. Ce poate să însemne asta? Putea să însemne un singur lucru. Profesorului Vilciur nu era teamă că ar putea fi identificat în persoana vraciului. Profesorului Vilciur nu era teamă. Atunci de ce nu a întrerupt procesul printr-o simplă declarație că el este Vilciur? Și în acest caz nu putea exista decât un singur răspuns. Nu știe nici el cine este. Izbit de această descoperire, Dobranievski sări în picioare. Amnezie. Pierderea memoriei. Doamne, atâția ani a rătăcit. A coborât până la nivelul unui simplu salahor. Pierderea memoriei. Profesorul Dobranievski știa foarte bine ce trebuia făcut pentru a-l vindeca pe nefericit. Era suficient să-i se spună cine este, să-i se amintească unele amănunte, să-i se arate vreun obiect cunoscut. Desigur, poate suferi un șoc psihic, dar oricât de puternic ar fi fost acest șoc, el nu ar fi fost primejdios. După câteva ore sau după câteva zile, Vilciur și-ar recâștiga complet memoria. Și ce ar urma? În fața ochilor lui Dobranievski se conturau clar consecințele inevitabile. În primul rând, știrea despre această tragedie și despre sfârșitul ei fericit se va răspândi în toată țara. Profesorul Vilciur se va întoarce în capitală. Se va întoarce în vila sa, în funcțiile sale, își va relua poziția de frunte în lumea medicală. Se va întoarce și mai celebru, mai adorat și mai vestit, aureolat de nedreptățile și umilințele suferite pe nedrept, cu aureola de vraci făcător de minuni, care a putut fi un chirurg genial, și fără sală de operații, și fără o liotă de asistenți, și fără instrumente. Se va întoarce. Și ce se va întâmpla atunci cu mine? Profesorul Dobranievski simți în gură un gust amar. Ce se va întâmpla cu el?
cu el care a urcat până în vârf și a câștigat întâietatea, a atins cea mai înaltă treaptă printr-o muncă anevoioasă de peste 10 ani. Fără îndoială că toți vor primi cu aplauze descoperirea lui. Va mai trăi o zi de triumf, dar mai târziu? Mai târziu, prin forța lucrurilor, va fi trecut pe planul al doilea. Prin forța lucrurilor se va găsi în umbra gloriei lui Vilciur. Ce-i drept, nimeni nu-i va lua catedra, dar sub presiunea opiniei publice va trebui să renunțe benevol la ea. Conducerea clinicii, cabinetul directorului, toate inovațiile aduse în acești ani. Președinția diferitelor societăți și asociații. Da, da, să intre acolo în sala tribunalului și să spună că acest vraci este profesorul Rafael Vilciur, înseamnă să renunțe la propriile realizări, la propriile cuceriri, la propriile poziții. Înseamnă să șteargă cu buretele cea mai strălucită perioadă a carierei sale și să renunțe de bună voie la tot ce a îndrăgit atât de mult. Și încă un lucru. În biografia profesorului Vilciur exista un mic fragment pe care Dobranievski nu reușise să-l uite de atâția ani, pe care nu și-l putea ierta ca pe un exces de vanitate. Mințise scriind despre un caz din clinica universității, despre un diagnostic îndrăznesc și exact, al cărui merit și-l atribuise singur. Și acum se mai înroșea când își amintea de minciuna aceea idiotă și gratuită. Iar minciuna aceea, mică și neînsemnată într-un context mai larg, putea fi divulgată de un singur om, de profesorul Vilciur. Putea fi divulgată, numai în cazul în care Vilciur și-ar recăpăta memoria. Mâinile și picioarele profesorului Dobranievski parcă erau de gheață, iar în tâmple sângele îi zvâcnea violent. Cum să procedeze? Ar face el o mârșăvie dacă nu ar spune nimic? Ar fi o tragedie pentru Vilciur dacă ar rămâne în condițiile în care a trăit până acum și cu care a ajuns să se obișnuiască? Doar e o simplă întâmplare faptul că avocatul Korczynski m-a chemat ca martor. E o întâmplare firar să fie că am fost de acord. Altfel, Antoni Cosiba ar fi rămas până la sfârșitul vieții Antoni Cosiba și nu aș avea nicio remușcare. Exact, acesta trebuie să fie criteriul. Dacă cineva nu știe că e nedreptățit, nedreptate nu există. Vilciur nu-și dă seama că a fost altcineva. Își consideră destinul un lucru normal. Nu există fericire fără conștientizarea existenței ei și nu există nefericire. Pe culoare răsună sunetul strident al clopoțelului. Vă rugăm să vă ridicați. Curtea ajunse la urechile lui Dobranievski, vocea a prodului din pragul sălii. Nu se mișcă din loc. Înăuntru se dădea citire sentinței. Și ce va fi dacă îl vor condamna? Îi trecu prin mintea fierbântată un gând insistent. Își strânse pumnii. Nu va fi. Nu poate fi condamnat, își spunea. O clipă mai târziu, în sală se stârni rumoare, se auzi târșitul scaunelor și strigăte. Ușa se deschise. Publicul se revărsa pe coridoare. După înfățișarea oamenilor, nu era greu de ghicit că s-a dat o sentință de achitare. Dobranievski răsuflă ușurat. I se părea că îi se luase de pe inimă toată greutatea răspunderii. Oamenii treceau pe lângă el gesticulând și vociferând. Țărani în cojoace cărămizii, medici, avocați, morarul cu fiul său, domnul și doamna Cinski. La sfârșit, înconjurat de cel mai mare grup, venea vraciul Cosiba împreună cu apărătorul său, cu Cinski cel tânăr și cu logodnica lui. Avocatul Korczynski îi opri pe toți lângă profesorul Dobranievski. Spunea ceva vesel, mulțumea pentru ceva. Profesorul se străduia să zâmbească la atingerea mâinilor, dar avea privirile lăsate în jos. Când le ridică o clipă, întâlni privirile lui Antoni Cosiba. Trebuie să facă un mare efort ca să nu strige. Privirea lui Cosiba era agitată, insistentă, năucită. În cele din urmă au plecat, iar Dobranievski, complet epuizat, se lăsă într-o parte pe bancă. Korczynski, recunoscător, îi rezervase cel mai bun apartament în cel mai bun hotel. Aici avea liniște și confort. Cu toate astea, nu putea dormi. Spre dimineață, istovit de nesomn, apăsă pe butonul soneriei. Ceru să-i se aducă un ceai tare și coniac. Abia după ce a băut o sticlă întreagă de coniac, a simțit efectul așteptat și a adormit. S-a trezit târziu cu dureri de cap. Primise niște telegrame de la Varșovia. Într-una, un asistent de la clinică îi amintea data unei conferințe de la Zakopane, pe care profesorul urma să o prezideze, cealaltă era de la soție și cerea să-și grăbească întoarcerea. Au mai fost și câțiva domni, îi comunică băiatul din hotel. Au întrebat când puteți să-i primiți. Nu primesc pe nimeni, sunt bolnav, așa să le spui. Am înțeles, domnule profesor. Și domnului avocat Korczynski, tuturor. S-a sculat abia seara târziu. Ar fi trebuit să-și facă valiza și să se întoarcă acasă. Dar nu putea face niciun efort. A bătut câteva ore străzile orașului, apoi și-a cumpărat toate cotidienele apărute și s-a întors la hotel. În ziar a găsit relatări ample despre desfășurarea procesului și motivarea sentinței de achitare. Ei, totul e în ordine, își spunea. Sunt eu un excesiv de sensibilizat, trebuie să mă adun. Această hotărâre nu l-ajută însă prea mult. Când a început să împacheteze, se simți iar cuprins de o lehamite și de o iritare atât de mare încât ceru din nou coniac în cameră. Cu toate acestea, a mai avut o noapte albă. Dimineața de vreme se sculă cu hotărârea luată. Ieși înainte de a lua micul dejun, se urcă în primul taxi întâlnit și dădu adresa lui Korczynski.
L-a găsit încă în halat. Respectele mele, domnule profesor, îl întâmpina avocatul. Am fost ieri de două ori la dumneavoastră, dar mi s-a spus că nu vă simțiți bine. Da, da, putem vorbi între patru ochi? Vă rog. Korczynski se ridică și închise ușa de la cabinet. Despre ce este vorba, domnule profesor? Cum o cheamă pe domnișoara aceea, pe logotnica Luczynski? Vilciurovna. Maria Iolanta? Maria știu sigur, dar să verificăm dacă mai are un nume. Scoase din sertar un dosar cu hârtii. Căută un timp și găsi. Da, Maria Iolanta Vilciurovna, fica lui Rafal Vilciur și a Beatei născută Gontinski. Își ridică privirile. Profesorul Dobranievski stătea palid cu ochii închiși. Domnule avocat, spuse, parcă făcând un mare efort, trebuie să vă comunic că ea este fica lui. A cui se mira avocatul? Fica lui Antoni Cosiba. Nu înțeleg, domnule profesor. Cosiba nu știa asta? Nici ea nu știa? Korczynski îl privi bănuitor. Domnule profesor, începe el, trebuie să fie o neînțelegere. Ce-i drept, Cosiba a îngrijit-o pe această domnișoară. Ea nutrește pentru el o simpatie deosebită, dar vă asigur că nu poate fi vorba de nicio înrudire. Dobranievski scutură din cap. Iar eu vă asigur că sunt tată și fică. Antoni Cosiba este Rafal Vilciur. Smulse din el această mărturisire respirând greu. Cum așa? Profesorul tăcu îndelung. Da, începe să vorbească parcă pentru el. Eu l-am cunoscut. Nu pot să mă înșel și nu m-am înșelat. Acest vrac este profesorul Vilciur, dispărut acum 13 ani. Se ridică brusc. Unde este? Conduceți-mă la el. Avocatul se temea că Dobranievski a suferit un șoc nervos. Vă rog să luați loc, stimate domnule profesor, spuse cu blândețe. Mi se pare că e o neînțelegere la mijloc. Nici o neînțelegere. Acesta este Vilciur. Ați auzit vreodată de eminentul chirurg varșovian cu acest nume? Sigur că da, doar dumneavoastră conduceți spitalul ce-i poartă numele. Da, acum 13 ani Vilciur a dispărut. Toți credeau că s-a sinucis. A avut o tragedie în familie. Cadavrul nu a fost găsit. Am fost asistentul lui, mâna lui dreaptă. Am preluat după el catedra, conducerea spitalului. Da, el este. Extraordinar, spuse cu mai multă încredere Korczynski. Totuși cred că vă înșelați, domnule profesor. Ar însemna că vreme de 13 ani s-a ascuns sub un nume străin? De ce? Amnezie. Pierderea memoriei. Cred că e imposibil. 13 ani? Sigur. Mă iertați, domnule profesor. De fapt, auzind acest lucru de la dumneavoastră, nu ar trebui să am nicio îndoială, dar din punct de vedere științific, e posibil așa ceva? Absolut. Amnezie regresivă. Medicina cunoaște numeroase cazuri de acest fel. E urmare avea unui șoc psihic? Cauza nu are nicio importanță. De obicei, amnezia este consecința pierderii cunoștinței pe un timp mai scurt sau mai lung. Și este incurabilă? Există și asemenea cazuri. În general însă, dar să nu pierdem timpul, unde este? Cosiba a plecat împreună cu familia Cinski. L-au luat cu el. Dar asta e o adevărată revelație și dumneavoastră sunteți absolut sigur? Absolut. Fir ar să fie. Dacă aș fi știut la proces, i-aș fi aruncat în aer și pe procurori și pe judecători. Vă dați seama ce senzație? Dobranievski nu era încă dispus să se intereseze de această latură a problemei. Mi-am dat seama mai târziu, spuse Evazi. Acum însă, puteți să-mi dați adresa familiei Cinski? Cu plăcere. Intenționați să plecați acolo? Firește. Și sperați să-l tratați pe Cosiba sau mai bine zis pe Vilciur? Nu-i nevoie de niciun tratament. E suficient să-i se reamintească cine este. Dacă asta nu-l ajută, nu mai e nimic de făcut. Interesant. Totuși ceva trebuie să țină el minte de vreme ce nu a uitat cunoștințele medicale. Da, de aceea am mari speranțe, îi spuse Dobranievski ridicându-se. Capitolul 20. Trenul s-a oprit gâfâind într-o stație micuță. Era o dimineață senină, însorită. Pe acoperișul caselor se așternuse un strat gros de zăpadă, crengile copacilor se plecau sub greutatea umătului. Tabloul care se înfățișa privirii de pe peron părea sărbătoresc în albul și în lumina lui, părea că zâmbește cochet și ispititor cu liniștea lui pufoasă și intimă. Profesorul stătea și privea această întindere imaculată. De atâta vreme nu mai fusese la țară. În prima clipă, peisajul acesta îi se părea ceva artificial, un decor exagerat de realist, pretențios și frumos până la ireal. S-au scurs câteva minute până când a redescoperit în memoria sa vechile senzații, vechile contacte cu acest univers, vechile legături. Doar s-a născut la țară și a petrecut la țară copilăria și primii ani ai tinereții. Și aceasta e o amnezie, își spuse. Trăind în oraș, omul uită acest univers. Intră în ritmul bolnăvicios al carierei, al muncii, al cursei și nu mai știe că există o asemenea vreme, o asemenea liniște, un alt pământ unde adevărul comunică cu omul direct, nu prin intermediul difuzoarelor radioului, al literelor negre ale tiparului. Se uită. Dobranievski auzi în spate scârții de pași și o voce. Dumneavoastră mergeți la Radulischi, nu? Nu, la Ludvikovo. Se poate găsi aici o căruță? De ce nu se poate? Dacă porunciți, dau o fugă până la Pavlak și înhamă cât ai clipi. Te rog foarte mult. Acel cât ai clipi dură însă aproape o oră. Drumul până la Ludvikovo, altă jumătate de oră. Când Sania s-a oprit, în cele din urmă, în fața palatului, se făcuse amiază.
Atrasă de lătratul câinilor, în ușă își făcu apariția Mihalesia și, ferindu-și ochii cu mâna, fiindcă soarele strălucea puternic, se uita la necunoscut. Ați venit în legătură cu fabrica? Întrebă. Nu, aș vrea să vorbesc cu domnul Cinski. Vă rog să poftiți. Domnul Cinski însă nu este acasă. Nu-i nimic. De fapt, aș vrea să o văd pe logotnica domnul Cinski, domnișoara Vilciurovna. Nici dânsa nu este. Nu este? Nu. Au plecat toți la Radolinski. Profesorul Dobranievski ezită, dar se întorc repede. Nu se știe, s-au dus să dea strigările. Ei, și părintele nu-i lasă așa repede, îi oprește la masă. Da? Asta nu-i bine. Dar puteți să-mi spuneți, avocatul Korczynski din Vilnius m-a informat că familia Cinski l-a luat la ea pe un anume Antoni Kosiba, un vraci. Cum să nu, așa e, l-au luat, numai că el n-a vrut să rămână la noi. Nu înțeleg. Așa, n-a vrut. I-au pregătit o căsuță așa de frumoasă acolo, dincolo de grădină, și n-a vrut. Și unde este? Unde să fie? A plecat la moară, la Procop Mielnic. Zicea că acolo se simte cel mai bine. S-a scrântit bătrânul. Eu însă vă țin în frig, dar deși astăzi nu-i germare și nu v-am poftit înăuntru, vă rog. Dobranievski rămase pe gânduri. Nu, mulțumesc, trebuie să plec la Radolinski. Am foarte puțin timp la dispoziție și nu pot aștepta. Cum doriți. Dar dacă doriți să-l vedeți pe domnul Cinski, vă rog să treceți pe la părintele paroh. Bine, mulțumesc. Surugiul atinse calul cu biciul, profesorul își înveli picioarele în blană și Sania porni. Se vede însă că în ziua aceea îl urmărea ghinionul. Când a tras în fața casei parohiale, a aflat că aici nu sunt decât domnul și doamna Cinski, cu care nu avea nicio treabă. Vizitiul lor l-a informat pe profesor că domnul Lezek a plecat împreună cu logodnica sa la cimitir, unde este înmormântată mama ei, iar pe drum trebuiau să treacă pe la moară să-l vadă pe vraci. Îi găsiți ori acolo, ori acolo, încheie vizitiul, și adresându-se surugiului care îl ducea pe profesor, întrebă: dar tu, Pavlak, cunoști caii bălțați de la Ludvikovo? Cum să nu-i cunosc? Atunci uită-te bine. Domnișorul a plecat cu caii bălțați. Dacă-i vezi, înseamnă că și domnișorul e acolo. Se înțelege. Surugiul dădu din cap și țocăie. Spre cimitirul din Radolinski duceau două drumuri. Cel mai scurt, pe care mergeau întotdeauna în mormântările, trecea pe la trei peri. Adăugând cam o verstă, se putea trece pe lângă moara lui Procop Mielnic. Drumul acesta îl alesese și Lezek, nu pentru că era bine bătătorit, ci pentru a-l vizita cu această ocazie și pe vraci. În adâncul sufletului, Lezek era puțin dezamăgit. Nu putea înțelege de ce nu a primit Kosiba oferta de a se instala la Ludvikovo, de ce nu a vrut să locuiască în căsuța din spatele grădinii, pentru a cărei restaurare el și Marisia și-au făcut atâtea griji. Știa că de mult îl iubea Marisia pe unchiul Antoni și cât de mult ținea să-l aibă alături. Refuzul vraciului a fost pentru amândoi o surpriză neplăcută. Așa că de îndată ce au dat strigările, s-au sfătuit să-l mai asalteze odată cu rugăminți. Ce-i drept, cunoscându-i firea, Marisia avea slabe speranțe. Lezek însă, îndărătnic de felul lui, o asigura că îl poate convinge să se mute. L-au întâlnit pe vraci în fața morii, cu un sac de făină în spinare. Tocmai încărca o sanie. Îi întâmpină pe tineri fără să zâmbească, își scutură mâinile de făină și invită la el în căsuță. Nu e o zi friguroasă, spuse, dar încălzesc îndată samovarul. Un ceai fierbinte nu strică. Cu plăcere, răspunse Lezek. Noi aici nu ne rușinăm. Ne simțim ca la noi acasă. Mulțumesc pentru bunăvoință. Cei drept, noi avem multă bunăvoință. Dumneata ai tratat cu dispreț invitația noastră la Ludvikovo, în schimb noi o acceptăm pe adumitale. Vraciul nu răspunse. Scoase de după sobă o gheată veche, trase tureacul pe burlanul samovarului și se opri să sufle în jeraticul ce mocnea înăuntru până începu să iasă pe dedesubt cenușa și scântei. Dumneata, domnule Antoni, reluă Lezek, ne produci multă tristețe. Și la Ludvikovo și în împrejurim sunt bolnavi care au nevoie de ajutorul dumitale. Iar noi trebuie să-ți ducem dorul? Kosiba zâmbi palid. Glume, domnule, ce nevoie aveți voi de mine? N-ar trebui să vorbești așa, spuse Lezek, prefăcându-se revoltat. Să nu vorbim de mine, dar nu pot spune că Marisia nu e atașată de dumneata. Dumnezeu să o aibă în paz. Și atunci? Ei, atașamentul e atașament, dar viața e viață. Altă viață, alte atașamente. Frumos, făcu Lezek. Vezi, Marisia? Domnul Antoni ne dă de înțeles că s-a săturat de noi, că acum se atașează de alți oameni. Unchiule Antoni, spuse Marisia luându-l de braț, eu te rog, așa de mult te rog. Vraciul întinse mâna și o mângâie pe umăr. Porumbiță dragă, pentru tine fac orice, dar eu nu-s de voi, nu-s de voi, sunt bătrân și trist. Numai înfățișarea mea v-ar strica fericirea. Nu trebuie, nu, nu trebuie. Dacă vreți să mă vedeți câteodată, treceți-l pe aici, pe la moară. Să nu mai vorbim de asta. Se întoarse spre samovarul care începuse să bolborosească. Lezek desfăcu brațele. Ei, păcat! Și eu care îmi făcusem planuri, ca în ziua în care te muți la Ludvikovo, în casă nouă, să-ți ofer o trusă cu instrumente chirurgicale. Lezek aștepta efectul, dar vraciul se prefăcea că nu auzise ispita. Luă paharele de pe poliță, le privi la lumină și se apucă să toarne ceaiul. Când s-o așeza la masă, Marisia spuse. Am fost astăzi să facem strigările. Peste 4 săptămâni ne cununăm. Dar la nuntă trebuie să vii la noi, adăugă Lezek. Se poate și fără mine. Nu mă potrivesc eu cu domnii care vor fi acolo. Apoi și de aici vă doresc tot atât de mult bine ca și de aproape. Nu vrei să fii martor la bucuria noastră, la sărbătoarea noastră? Unchiule Anton, de ce nu, încuvință vraciul? Vin la biserică, iar martor,
Eu sunt de la început martorul tuturor necazurilor și bucuriilor voastre. Slavă Domnului că totul se sfârșește așa cum ați vrut voi. O, domnule Anthony, îl corectoleze. De-abia începe. E de-abia începutul marii noastre fericiri pe care am câștigat-o împotriva atâtor piedici, cu prețul atâtor lacrimi și tristeți și desperări. E de mirare când te gândești cât a trebuit să suferim. Cu atât mai bine pentru voi, spuse grav vraciul. De ce cu atât mai bine? Fiindcă fericirea durează atât cât omul știe să o prețuiască cum se cuvine, iar omul prețuiește numai ce se obține greu. Toți trei au căzut pe gânduri. Tinerii se gândeau la viitorul fericit care se deschidea înaintea lor. Anthony Cosiba la singurătatea în care va trebui să trăiască până la moarte. Și el trecuse prin multe, a sferit mult și nu a câștigat nimic pentru el. Ar cârti împotriva conștiinței lui dacă ar regreta că le-a oferit lor acea puțină fericire pe care și-a dorit-o pentru el. Că a adăugat la marea lor comoară un dar atât de nevoiaș. Nu regreta. Dar îi era sufletul greu, cum trebuie să-i fie oricui, care nu mai așteaptă nimic, nu mai speră nimic, nu mai dorește nimic. Se auzi o bătaie în ușă. Vizitiul intră cu o cutie în brațe. Mi-e teamă că îngheață florile. Au stat prea mult în ger. Bine, lasă-le aici, spuse Lezec, cu toate că trebuie să plecăm în curând. Unde vă duceți cu florile? Se interesă vraciul. Ne ducem la cimitir, la mormântul mamei Marisiei. Vrem să împărțim cu ea bucuria noastră și să-i cerem binecuvântarea, răspunse grav Lezec. Al mamei tale, porumbițo? Da, asta e frumos, foarte frumos. Mi-ai spus odată că se odihnește aici, în cimitirul din Radoliski. Da, da. Când zăceai aici în odaia asta, între viață și moarte, am vrut să mă duc și eu la mormântul ei, să mă rog pentru sănătatea ta. Cuvântul mamei înseamnă mult, nu numai în fața oamenilor. Grele clipe au fost, numai că nu știam unde-i mormântul ei. Se posomorâ, pe urmă își șterse fruntea și se ridică. Dintr-un colț al alcovului aduse un buchet mare de imortele. Țineți și asta, duceți-le ei. Florile astea nu îngheață. Sunt florile morților. Puneți-le din partea mea. Marisia, cu lacrimi în ochi, îl cuprinse cu brațele pe după gât. Dragul meu unchi, dragul meu unchi. Poate mergi și dumneata cu noi. Ei duce dumneata personal florile, îi propuse Lezec. Vraciul se uită în ochii Marisiei, se gândi și încuvință cu o mișcare a capului. Bine, merg cu voi. De aici până la cimitir mi-i departe. Dacă o să știu unde-i mormântul, o să mă duc din când în când să mai smulg puienile, să mai pun niște flori. Anthony Cosiba știa cât suferă Marisia că nu a primit să se mute la Ludvicovo și acum dorea să-i dea o dovadă că nimic din ce o interesează pe ea nu încetează să-l intereseze și pe el. Un sfert de oră mai târziu, toți trei stăteau în sanie. Caii porniră ușor la trap și îndată ajunseră la cotitură, de unde se vedea ca în palmă capela și toată măgura pe care se întindea cimitirul nou. Nouă rămăsese numai cu numele, fiindcă gardul îi se prăvălea, crucile erau înclinate, iar zidurile capelei Sfântului Stanislav Kostka își arătau în multe locuri cărămida roșie. Cimitirul cel vechi, așezat în spatele bisericii, aproape în centrul orașului, era atât de înghesuit încât de mai bine de 30 de ani nu mai rămăsese niciun metru liber. În schimb, aici, pe o măgură cândva golașă, acum acoperită cu copaci, morții din Radoliski și din împrejurim erau îngropați de-a lungul unor alei. Între alei mai erau locuri libere, fără morminte și fără copaci. Nici copacii nu voiau să crească în nisipul acela. Drumul trecea pe lângă cimitir și sania s-a oprit în fața porții. De aici trebuia mers prin zăpada albă neatinsă care ajungea în unele locuri până la genunchi. Troienise aici peste măsură. De îndată însă ce trecură de vârful măgurii, putură merge fără nicio greutate. Numai lângă morminte se mai adunase ceva zăpadă. Marisia se opri la mormântul mamei sale, în genunchi și începu să se roage. Lezec îi urma exemplul. Vraciul își scoase căciula și stătea tăcut în spatele lor. Era un mormânt simplu, cum se face la țară, cu o cruce mică, neagră, cu coronițe de flori uscate și pe jumătate acoperită de zăpadă. Tinerii tocmai își încheiau rugăciunea. Lezec scoase florile din cutie, iar Marisia a început să curețe crucea de omăt. Atunci se zări tăblița cu inscripția. Anthony își trecu privirile peste ea și citi. Beata născută Gontinski. Făcu un pas înainte, întinse mâinile. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Strigă speriat Lezec. Unchiule! Doamne! Gemu vraciul. În mintea lui reînvie totul cu o claritate înfricoșătoare. Tremura din tot trupul, iar din gâtlejul lui ieșea un geamăt surd, inuman. Nu mai avea niciun strop de putere și s-ar fi prăbușit la pământ dacă nu l-ar fi prins în brațe Lezec și cu Marisia. Ce ai, ce ai, unchiule? Șoptea speriată Marisia. Mariola, fetița mea! Fetița mea! Repeta cu vocea tremurândă și izbucnie în plâns. Nu puteau ține greutatea aceea lipsită de vlagă și cu cea mai mare băgare de seamă l-au lăsat în zăpadă. Cuvintele lui îi uimi, mai cu seamă pe Marisia, fiindcă îi spusese pe numele pe care de mult și foarte rar, în clipele de mare tandrețe, îl folosea mama ei.
Nu aveau însă timp de pierdut. Se vede că Anthony Cosibas ferise un șoc nervos. Ghemuit în genunchi, cu palmele lipite de obraj, nu-și putea stăpâni hohotele de plâns. Trebuie să-l ducem în sanie, spuse Lezec. Mă duc după vizitiu, pentru că singur nu reușim. Tocmai voia să plece când pe alee a apărut profesorul Dobranieți. Apariția lui neașteptată îi surprinse, dar îi și bucură. Respectele mele, domnule profesor, începuleze. A suferit un șoc nervos. Ce-i de făcut? Dobranieți stătea însă nemișcat privind tablița de pe cruce. Trebuie să-l ducem în sanie, interveni Marisia. Dobranieți scutură din cap. Nu, lăsați-l pe tatăl dumneavoastră să plângă. Și văzând ochii larg deschiși ai celor doi tineri, adaugă. Acesta este tatăl dumneavoastră, profesorul Rafal Vilciur. Slavă Domnului, și-a redobândit memoria. Veniți să mergem mai departe. Să-l lăsăm să plângă. Stăteau în apropiere și Dobranieți, în frânturi de fraze, le povesti totul. Între timp se vede că lacrimile i-au adus ușurare vraciului. Se ridica nevoios, dar nu se îndepărtă. Marisia alergă spre el și își lipi fața de brațul lui. Nu vedea nimic, fiindcă lacrimile îi umpleau ochii, dar auzi vocea lui șoptită. Odihnească-se în pace. Soarele asfințea, cerul la orizont era scăldat în roșu și auriu, iar pe zăpadă se întindea umbra albăstrui, primele semne ale unui amor de iarnă timpuriu. Ați ascultat? Vraciul, de Tadeusz Dolega Mostovici. A citit Maria Enache, iulie 1989.